Salut, eu sunt Shea, bine v-am găsit față la un nou episod de Minte, mă, frumos, cu Marice Gheboasă, emisiunea unde adevărul nu este neapărat adevărat. Am comis o infracțiune despre care nu știe nimeni. Mamă, câte detalii n-ai dat, deci a fost... Frate, aici așa pui întrebări, ziceam, ce e drept. Am respirat azi. Acolo. Am respirat astăzi. Ce e fals? La un moment dat... Păi erau patru porți. Erau, am văzut puteam patru să-i duc înapoi. Eu chiar dar... să-mi și infracțiune, ia. Am intrat cu mașina într-un autobuz. Adică am ieșit cu mașina de pe o străduță mică. Autobuzul m-a șters așa, mă rog, am șters eu tot autobuzul. Și mi-a făcut semn să oprim, să vorbim. Și am dat semn că da, că oprim și am trecut mai departe. Și asta e infracțiune? Nu e contravenție? E super. Infracțiune. Este infracțiune, de dosar nu? Penal. Pentru că, ai fugit? A, e de dosar penal, fals. Când? Păi eram eu cu un prieten. Acum cred că vreau să n-avea carnet ceva. Era seară. Bă, dar stai că tu ești în echipă cu mine, tu de ce întrebi când? Păi nu mai zic, tu nu pui întrebări. Să des confuzie. Deci era cu mașina în parc. Bun, deci infracțiunea, și cum se numește această infracțiune, știi? Habar n-am, dar sigur n-are cum să fie legal. Că am plecat de la locul faptei, cum ar veni. Când, mă, când? Acu 3 ani sau 4. Păi? Sau n-a fost niciodată. Nu, acu 3 ani. Nu, acu 3 ani, că eram cu el. Și eu conduceam autobuzul. Da. Măcar n-a chef furase un autobuz. Îl găsesc într-un parc, nu știu ce. Da. Da. Unde? La Unirii. Nu știu cine stă aici. Ce parcul dracului la Unirii? Este, dar nu știu dacă Unirii. E parc, este ceva spațiu verde, nu? Da, e parcul Unirii, așa e. De unde veneai, unde mergeai? Am ieșit unde era înainte magazinul la celebru de echipamente video, de s-a mutat vis-a-vis, dar nu e că nu așa. Am ieșit de acolo și am ieșit un pic mai în față și am frecat autobuzul ăla. Erai beat? Nu, eram... Dar pe asta pare foarte credibil, nu știu ce drag. Dar nu ceva foarte grav. Cât te-o costat să repari ce ai stricat la autobuzul? Mașină? Bă, nu, n-am reparat niciodată, că eu doar l-am șters cu numărul, așa, și cu puțin din bar, adică era doar julit, așa, n-am și reparat niciodată. Și câți ani aveai? Acu 3 ani. Câți ani aveai? 24. Păi minus 3 ani, 23, 24, cam așa. 30 nu avem. Și dacă n-ai stricat, dacă de-abia s-o zgâria, te-ați natură. Eu doar l-am șters, doar că nu-i pe tot autobuzul. Aia am zis și eu că și mie mi se pare ciudat asta. Și nu ți s-a deschis dosar penal pentru infracțiune? O fugit. Cert e că doar că a rovit autobuzul în sine nu era infracțiune. Coregojira. Că tu ai fost la medicină. Ei nu, că a rovit, na, o coliziune ușoară. Da, exact. Fără victime, fără nici. Mi se pare fals. Și mie mi se pare fals. De data asta voi ziceți. Eu cred că e adevărat, dar na, dacă... Majoritatea zic că e fals. Uite cum râde. Bă, tu crezi că e adevărat, mă? Cred că asta da. Așa să nu ne mintă cu nimic. Dar asta ar fi, de ce ai mințit cu asta? Asta e așa de basic. Dar și așa o faptă de comună. Da, așa. Ca aia cu porcii. Aia cu porcii. Hai, da, asta e foarte basic, man. Dacă te-ar întreba cineva, zi-mi chestii interesante din viața ta pe care nu prea le știe nimeni. Fii atent. Am o treabă. Mamă. Vezi ce viață duc, rockstar. Deci ieșam cu mașina. M-am tamponat un pic ușor în autobus și am plecat. Și am fugit, mă. Ce nebun îs. După aia m-am dus și m-am culcat la două. Da. Atât nebun. După ce am băut o sticlă de cola singur. Ok, zic și eu fals atunci, toată lumea fals. Poate fi adevărat, dar e lame și dacă îi, deci tot ei pierd. Băi, nu funcționează așa. Știu, dar știu, da. Răspuns final fals, toată lumea, vedic fals. E fals. E fals? Doamne, aia zic. Bine, tată. Bravo, mă, i-am spart. Vezi, mă, Timor, i-am spart. Am mâncat mâncare blestemată. Suficient, adevărat. Lui Ionița a fost foame când a scris asta, zămoară Natasha. Ce fel de mâncare ai mâncat? Niște shaorma cu cartofi. Cine a blestemat? Cu cartofi pe lângă. Domnul de la shaormerie. Tu știi, eu am un trecut în poliție. Cum arăta domnul? Dacă poți ți-l deșinezi. Și pe urmă îi pun aceleași întrebări, dar reformulate, se dă în față și pe urmă, la urmă, îl batem. A blestemat shaorma acolo în fața ta? Nu, shaorma doar cartofii. Doar cartofii a blestemat. Ce a zis? Ideea e că eu îmi doream foarte mult cartofi. Dânsul n-a dorit să-mi dea cartofi extra. Eram un pic băut. Am făcut o scenă. Dar știi că nu pe micuțul trebuie să-i convingi. Ba, da, cu noi. Dar și eu am fața asta. Mi-am dorit și până la urmă mi s-au dat niște cartofi de undeva din spate. Din spatele lui. Din spate s-a dus undeva, a făcut niște cartofi. Da, i-a întrebat ce a zis. A zis ceva blestem? Nu, dar 100% a fost cu blestem pentru că mi-a fost foarte rău a doua zi.
Dar propoziția pe care ai spus-o n-a fost presupun că am mâncat cartofurile și de maci. Stai puțin, dar ai zis că erai băut și ție ți-a fost rău de la șaurma a doua zi? Este exact vorba aia de... la băutură nu e rău nimic. Nu e de la băutură, e de la șaurma. Nu, ăsta l-am văzut bând foarte mult. Bă, așa știți voi ce vreau să zic? Bă, dar se pice pe el. Și nu i-a fost rău niciodată a doua zi. Da, nu. Tu n-ai mahmureală? Ba da, ba da. E tânăr, mă. Da, nu mă arăt. Tânăr? Ai auzit drecea? Ai auzit ce ți-a spus? E tânăr. E tânăr comparativ cu noi. Ăsta mă face bătân, ăsta mă face. Noi n-am căcat pe noi de când a început emisiunea. Și n-am frigă aici. Și n-am băut nimic. Mă rog, e frig, da. Nu se simt. E din băutura din facultate ce mi-e rău acum. Exact. Tu n-ai... văzut un brestem, n-ai auzit un brestem, n-a făcut ăla nimic, a pur și simplu ție nu ți-au plăcut cartofii, ți-au picat rău la stomac. Mi-au plăcut cartofii, să ne înțelegem. Problema e că eu am făcut o scenă pentru cartofii, n-au vrut să-mi dea, pentru că au zis că nu mai au suficient să facă șaorma la oameni și eu am zis că vreau cartofi extra, zis că nu se poate. Eu am scrie meniu că se pot lua cartofi extra și a zis da, dar nu putem. Atunci vreau cartofi extra. Dați-mi cartofii aia blestemați. Da, dați-mi cartofi. Păi cum ești, dar dacă plăte... Păi plătiți, mă, nu-i voiam gratis. Păi și care a fost rezultatul nasol al cartofilor? Bă, mi-a fost foarte rău a doua zi. Descrie-ne răul tău. Am tot. Rău, rău de tot. Ieșit pe toate părțile și doar cu pastile mi-am revenit. De la cartofi. De la cei cartofi blestemați. Bă, hai mă frate, adică ăla nu vrea să-i vândă că n-avea cartofi să pună în șaorma. Păi nu ieși mai bine dacă-i vin singur decât dacă-i pui într-o șaorma? E o poveste șubre de prietene. Dacă nu, dacă nu termin toată asta cu și mi-ar fi ieșit dacă n-ar fi fost blestemați ăștia de copii. E păcat. Da. Profesor Tucci! Da, profesor Tucci. Ok, mai aveți întrebări pe această poveste blestemată sau sunteți gata? Cum scârție de la început. O ultimă întrebare, nu ți-e rușine? Nu ți-e rușine, Drăcea? Acum? Nu. Ok, veți să dați un verdict pentru această poveste? Da, ce spuneți echipă? Eu zic că e o minciună grosolană, nesimțită, o minciună, minți. Jegosule. Eu cred că nu a reușit să integreze conceptul blestem în toată povestea asta, astfel încât cum a purtat el povestea presupune că cineva a blestemat cartofii. Așa este. Care e blestemul în povestea asta? Credeam că să se arate, să se facă, să se... Să-ți ajute Dumnezeu, Drăcea, să te strâmb în toate locurile unde ajunge. Să te ia burta când ți-e lumea mai dragă. Deci eu merg pe fals. Mergem pe faptul că această poveste este o minciună infectă, da? Ei asta susțin, dragă Drăcea. Spune tu, de fapt, cum este? Este 100% adevărată pijama și pe școala voastră. Păi și atunci, unde blestemul? Bă, omul, chiar am făcut o scenă, eram foarte bun, nu mi-am dat seama, eram la Calif. Și voiam să-mi iau o porție cartofi extra, dar aia la Calif le-au cumva prestabilit. Ai văzut că au deja cartofi și omul mi-a explicat frumos, nu pot să-ți dau pe lângă că nu mai am, era 3 noaptea sau de-asta. Și am făcut circ că eu vreau și ăla s-a dus și a zis, bine, ți-aduc și a venit pe 3 minute cu o pungă cartofi. Îți dai seama, cred că l-am scuipat, ceva mi-a fi pus, mi-a fost foarte rău a doua zi. Și unde povestea. Elementul blestem n-a luat cartofi? Sigur, să spună, a făcut poftă bună de temă. Doar și-a dat drumul ei. Probabil. Spune poporului. Da. Sau i-a dat cu inima aia. Sperma lui era blestemată. Da. Sau e bunica lui Costi, care a fost stricată la burtă. Când eram mic, am intrat peste un văr care făcea sex cu o femeie îmbrăcată în latex din cap până în picioare. Bă, de cap până în picioare. Și unde avea loc doar la gură așa? Da. Și la ochi. Și la nas. Și mai avea undeva, dar mi-e rușine să zic. Am înțeles, între degetele de la picioare. Da. Păi îți trebuie cu șlapii. Nu poți să poți șlapi cu latex. Câți ani avea vărul? Bă, vărul mi-e mai mare ca mine cu vreo 10 ani. Tu câți ani aveai? Bă, nu, eram, cred că aveam vreo 14 ani. Acasă la el se întâmpla? Da. Tu erai cu ce ocazie pe la el? Nu mai eram pe la el, mă jucam. Avea calculator? Te-ai dat seama cine era... Chiar avea calculator. Te-ai dat seama cine era mascatul? Nu. Doar în lage o mascatul. Dar era Popușe sau Maria Gordina? Poate vreo întrebare de la Costi. Popușe sau femeie reagă? Femeie reală, mă. În carne și oase. Era vie. Da. El știa că tu ești în casă? Da. Cum a reacționat când a intrat? Bă, nu știu, pe mine m-a lăsat să mă joc pe calculator și când am deschis ușa acolo am văzut și am înghețat și mi-a ieșit. Păi vino să-mi faci misiunea la Vice City, că nu mai poți. Era aia, mă, de trebuie să iei pe elicopter din de la lăsă. Păi și tu ți-ai dat seama, ai identificat cu mătra, cu mătru? Nu, nu ai identificat. Nu, nu știu cine era. Nu. El nu ți-a zis, nu l-ai întrebat după? Nu l-am întrebat, mi-era rușine. Aveai deja vârsta la care știai ce e sex, aveai o... N-auzise. Bă, știam, la 14 ani nu, cochetam cu sexul. Era la pagina 234. Dar abia descoperisem seria aia de păi cărți cu sex. Păi nu, că dacă era pe calculator... Bă, dacă stai-mă un pic... Da, mă, calculatorul e o grindă, e o deschidere, o fereastră care deschide universul. Păi și în Vice City nu mergeai la strip club?
Ba da. Deci știai doar un acolo pic. Mergeam, da. Mai știai așa o... Deci acolo l-ai văzut. Știam, dar nu știam de asta cu latexul, de asta nu știam. Da, și... aia voiam să întreb, stai un pic. Vărătul era mai așa, mai deschidă chestii de astea, că mi se pare wild așa, să ai un vărătul de 14 ani în casă și să-i păi pai nu mai, mai mare ca mine de 10 ani. Da, dar zice că l-avea pe el în casă de 14 ani. Păi era mai open mai, nu? Era open, nu știa, dai seama. Păi și vărule, și după aia n-ai văzut nici pe doamna când a ieșit? Sau pe domnul? Nu, nu, n-am mai ieșit din cameră după aia. Au rămas pe veci acolo ce s-a întâmplat? Da, e și acum vărul meu. Îi mai fac chiftele pe sub buce. Cum s-a simțit misiunea la Vice City după? Bă, nu știu, dar am rămas cu niște semne de întrebare. Mă uitam în jocul ăla acolo. Adică tu nu i-ai văzut ieșind din cameră, tu ai plecat după acasă. Eu nu i-am mai văzut ieșind din cameră, după aia seara a venit vărul meu la mine și... Și nu ai întrebat vărul ce a fost asta? Bă, nu l-am întrebat, mi-a fost rușine. Nici el nu ți-a zis? Nu. Erați doar voi doi acasă? Da. N-a fost așa un pic awkward? Bă, a fost ciudat. Mi-a zis după aia peste mulți ani așa, zice, îți mai amintești, bă, când am intrat noi. Ce era? Când am intrat noi? Când am intrat noi. Eu am intrat, tu ai intrat. Nu e altă poveste, scuze. Bă, deci n-a venit niciun părinte acasă, nu? Niciun așa și tu n-ai auzit-o pe femeia când a ieșit sau pe bărbatul ăla? Când a ieșit, când au plecat. Da, n-a mai plecat, ieși acum. Ba, dar m-a plecat la un moment dat, îți dai seama, dar nu știu când, că e mare casa. Dar pe sexul nu ai auzit? N-ai auzit sunetele? Nu. Ok. Casa lui Vărmiu chiar e mare. Cred că puteți să asta dați un cred că puteți să dați un verdict pe povestea asta. Ziceți-mă, băieți. Eu zic că e reală. Oh shit. Ce faci, mă? Găsești un costum de scafandră acolo. Da. Și mie mi se pare, dacă e cea că e păpușă, poate îl credeam, dar păpușă, da. Și după aia n-a văzut când a ieșit, n-a văzut nimic, mi se pare prea așa, el la micul colo și mie îmi pare reală. Da, full latex. Stai mă că tu nu trebuie să zici. Și eu îmi pare reală. Ah, ok. Au fetișuri de astea cu 10 ani? Da, mă, există întotdeauna, frate, oamenii. Existau 100%, mă, existau 100%, dar nu știu dacă în ce sat. În București. În București. Ești-mă și el are... În București. Deci, hai să dăm un verdict. Da. Care e verdictul vostru, băieți? Fals. Fals. Justine? Ai fals, n-am înțeles. Verdict final, fals. Cum e domnul Drăcea? E fals. Ai văzut? Ești obraznic. Am dansat la un concurs pentru nevăzători. Asta ai mai zis-o într-un... nu? N-am mai zis-o, cum? Chiar n-am mai zis-o. Și el era acolo. Ok, concurs pentru nevăzători. Da, vezi că ești în echipă cu mine. Ca idee. Ok, ce public ați avut? Nu știu, era cu intrare liberă. Nu vedeai sau... Eu vedeam, da. Cum adică un concurs pentru nevăzători? Nu era concurs pentru nevăzători. Era un concurs de dans. Ce care e concursul de nevăzători? Păi cine asta nu am vede, înțeles. Cine nu vede mai da. Puțin? Cum câte e? Degete am? Da, exact. Nu le face de-alea așa, și care se sperie... Tu vezi? Zi-mă, stai, deci erai la un concurs de dans. Am avut în liceu. Deci se făcea pe timpul lui Ceașcă... Da, deci după ce s-a terminat războiul mondial, am 27, doar bulanciul. Cuiți răi cu el, nu sunt răi. Ați spus-o, Diana, ați fost în aceeași... Mineriadă. În același batalion. Bă, stați, gata, opriți-o. Credeți voi, dar era greu fără curent. Așa, da. Ce m-ai întrebat, că nu mai știu. Și ăia nevăzătorii... Care era scopul? Deci de ce am avut, de am avut nevăzători? Am avut liceul nostru, a făcut un fel, de muzică. Un fel de parteneriat cu o școală cu alți copii care erau ori nevăzători total, ori parțial nevăzători. A, erau și parțiali. Da, și am... Te-am întrebat prin să dansezi? Mă duc și la o fată, dansez cu ea, nu mă vede, zic că-s bun, dar mă, chiar Dalin, ce am început. Ok, deci unii erau parțiali. Și după aia poliția pe sus. Da. Și cum s-a desfășurat toată treaba? Au toți așa iniați, s-a organizat într-o sală, nu știu, sală de astea de evenimente și cu mai multe, de la mai multe clase, mai mulți copii, concurs frumos. Dar pe aia cine i-a chemat acolo? Asociația asta? Asociația care se era o școală specială de nevăzători. Și ce le-a spus? Bă, veniți aici, merită văzut. Noi am fost la ei la școală să facem... Acum mă ziceți. Noi am fost la ei la școală acolo să facem repetiții. Îți mai amintești dansul? A jucat în deplasare. Am dansat populară, unul de am dansat toți ceva, cred că street dance sau așa, și un dans de ăsta. A, deci la populară n-ați dansat împreună, dar la street dance ați dansat împreună. La alea de cupluri am dansat câte doi, dar unde era de grămadă cum era street-ul, am dansat toți. Și a fost concurs, ai spus, deci au existat câștigători și da. Nevăzătorii au fost juriu sau... Știu, doar zic cum concurs? Da, nu. De dans pentru nevăzători, cine a jurizat concursul? Nu știu, nu știu cine. Dacă era spre spectacol de dans, nu înțeles, au venit la spectacol. Da, a jurizat cineva, dar a fost la modul care au fost cei mai buni, au luat la modul locul 19. Tu ai vrut să fii voluntar? Nu, era câștigat, nu mai știu. Ce ai căutat acolo, mă?
Păi s-a luat de la mine din liceu. Nu, efectiv, ne-a intrat. Nu mai știu, cred că ne dea ceva ore libere sau de asta și ne-am dus și noi. Luai 10 la sport? Da. Bun. S-a dus, mă, drăgea, s-a dus acolo, ăla pe fetele alea de la liceu de nevăzători, zicea să știi că eu sunt blond cu ochii albaștri, am mușchi. Ce dansa cu ele pe acolo. Nu, că cu mașina am venit aici. Da, mă, ce ziceți? A fost drăgea dansator sau n-a fost? O, ca nu, mă, zicea, nu, că am șofer, e mașina. Nu, mi-a luat Uber de ăsta mare, de încă mai mulți oameni. 311. Bun, ok, am venit o întrebare. Nu, n-aveam. Eu cred că această poveste este un fals jegos. Și eu. Și eu la fel. Așa că verdictul nostru este fals. A dat Dumnezeu Costi. Nu pot să cred așa ceva. Da, m-au făcut, de la, era o școală pentru copii nevăzători și au luat de la noi din liceu, din mai multe clase, câțiva băieți. Și am fost ceva pe dansez, mai de vă punea să cântați, că au... Nu știu, frate, eu doar am fost. Bă, pot să jur că m-ai auzit asta undeva, să mor eu dacă nu. Vreun coleg de-a lui, cine știe. Tu vedeai înainte? Vezi întotdeauna, mă, dă-te. Am cumpărat ceva ilegal din regie. Ce-ai cumpărat, mă, tu ilegal din regie, mă? Dar ce, mă, ce e regie? Regie nu e... Cămin studențești. Păi aia zic, e cămin, nu e piață, ce e acolo? Păi da, nu înțelegi, acolo se întâmplă, e și piață. Ok, bine, e am înțeles, e piață neagră. Zi, ce-i nevoie? Cum arăta? Cum arăta ce? Marfa. Era într-o cutiuță mică, zi-mi, așa. Zi-mi ce se termină numărul de telefon, să văd și eu. Stai, mă, că suntem în echipă. Așa. Deci era din două bucăți, într-o parte era într-o cutiuță așa ca o cutie de chibitru și cealaltă era o punguță. Ce era acolo? O cască de copiat. La... Ce cu minte? La asta m-am gândit și eu. Când ai dat bacul nu exista. Zi. Pentru ce era? Da, noi copiam cu soarele și ne Aristotel te-a prins când ai copiat. Zi, mă. Așa. Spune prețul. Nu mai știu cât am dat. Ei, nu mai cred știu. Că era, cred că era vreo 200 de lei. Era de aia bună. Pe vremea aia? Era de aia bună. La BAC sau la ce am nevoie? La facultate. Și ce era? Și bine să primești mail de la facultate, că să știți că... Ce examen la facultate de date-ul două pentru castane? Pentru sesiune, pentru toate. Nu era pentru un examen. Okay. Da. Ce-ai cumpărat-o? Cum arăta? Cum arăta casca aia? Deci era o parte, bucata aia pe care o băgai în ureche și cealaltă parte era o cutiuță în care băgai SIM și trebuia să o pui undeva pe aici, maxim sau așa. Dacă o puneai în buzunar, nu se mai auzea. Și nu ai avut emoții, maxim? N-am folosit niciodată. A, n-ai, atunci n-ai folosit-o? De ce? Mi-a fost prea frică. O mai ai? Nu. Cu cât ai vândut-o? Nu știu dacă am vândut-o, cred că i-am dat-o cuiva. Deci tu ai cumpărat ceva de 2 milioane și după aia tu, drăcea filantropul, ai dat-o... Dar de ce dracu vorbește așa? Păi, minți. Poate mint. Poate nu. Deci ai luat-o și când te-ai decis că nu mai folosești? În dimineața examenului, în seara, de... fix în dimineața, da. Nu? Ai zis, bă, nu. No. Și cine aveai examenul ăla? Nu, nici nu cred că vorbisem cu cineva. A, păi cum, nu, adică și la ce tine e casca de frică? Ai renunțat că nu, nu mergea parul? Nu, adică mi-a fost atât de frică încât am renunțat cu totul la idee, nici măcar nu m-am... Dacă n-aveam cine să vorbească, ce făcea? Zii, te-a luat cărarea din aici, nu? Punea muzică. În primul rând, înainte... Muzică, da, concentration music, știi? Tu ești putere, ești energie, ce p***** scrie? Bă, frate... Vrei să cumperi aia, ai și tu un plan făcut, gen, bă, mi-au o cască de aia de copiat, mă ajuți? Da, frate, te ajut. Și după aia o cumperi, exact, plan... nu dai banii. Nu, da, mă duc eu o cască de 2 milioane. Aveai și... Aveai bani mulți, mă? Nu. Păi și dai 2 milioane, da. Și nu știi cine te ajută? Mai, așa. Sau te-ai gândit, bă, găsesc eu pe careva să mă ajute? Mi-a fost frică, frate. Ai avut emoții. Cum ai și acum, că te simți? Cât ai luat la... Cât ai luat la examen sau la ce aveai? Le-a picat pe toate. Le-a trecut pe toate, nu mai știu. Da. Deja ai trecut și fără cască? Da, da, mă. Nu știu ce să zic de povestea asta, sincer. Bă. Băi, bacul cară mașini, nu cariere. Muncai pentru tractoare. Da, ce mai întrebăm? Nu știu, eu zic, cam că, convins. Eu zic că e falsă. Și eu zic că e falsă, mă. Și plus că pe cartonaș chiar că a cumpărat ceva, ceva ilegal. Și el s-a gândit, haide bă, să o dau că am cumpărat o cască, să nu da. Zic că am cumpărat. Zi-mă droguri! Da, mă, frate, dacă ești calificat, zi droguri, bă, dacă ești calificat. Mă, căcapa ușor. Îmi mor dacă mai vin pe aici fără 10-15. Caterica, mă, Andrei, te... Da, mă, eu cred că povestea e falsă, Diana. Păr dacă mai vin. Că? Tu ce crezi? Nu știu, încerc să-mi dau seama după cum se mișcă. Îmi place cum se mișcă. Îmi place cum mă mișc limba așa. Nu! Vai, Doamne. Mergem pe fals, da? Mergi, mă lăsa și pe mine. Mergi și eu cu voi. Mergi și eu cu voi. Copor și la prima. Da. Spre falsul încolo. Cum e drăcia? Bun, ce deci, verdict final fals. Este adevărat. No! Am vrut să zic adevărat. Am cumpărat-o și cu o zi înainte cu băiatul, dar am mers, l-a prins și l-a exmatriculat. Ce-a zis că nu mai trebuie niciodată.
Nu n-ai fi spus și da, nu. Da, toată de tare încât stătea în bancă, scria și auzea toată clasa ce șocă. Copiau și alții. Bă, a murit de râs. Stătea în prima bancă și se auzea ce vorbea. Aoleu, și în prima bancă. Și în prima bancă. Da. Făcea ca din bagă, mai spuneți să mai zic o dată. Că n-am... Am rămas în urmă. Ai de cap, bună, wow. Am crezut că o să-mi iau bătaie de la un băiat din RXF. De la cine? Nu știu cum îl cheamă. Ce s-a întâmplat? Eram la sală. Acum a pus să-i întrebă. Eram la sală și m-a rugat omul să-l filmez. Și am crezut că vrea să-l filmez la un aparat. Și omul, gen, ne-am pus telefonul pe el și omul a început să facă râsare și în fața mea. De asta ai crezut că vrea să te bată? Da, că tot făcea aproape de mine și eu tot filmam și mă duceam mai în spate. Și am crezut că omul mă știe sau ceva și eu fi glumit despre el și vrea să-mi dau o bucată în timp ce să fie și filmat. Ce-ar fi fost cea mai bună lăcheală din lume, sincer. Tu ce căutai la sală? Adevărul e că nici n-ai mâinile libere. Ah, ok. Că că așa, nici n-ai mâinile libere. Adică dacă pui pe unul să te filmezi și e la bătaie, e... Bă, era o idee... Îi dădea un pumn, îi credea telefonul. Ia telefonul ăla de jos! Și cu lacrimi așa, gata, să vreau să stai aici cu vorbe. Când a fost asta? Ca cu o lună. Zici că e fals. Nu cred că e un blind search. Te spui și tu măcar câteva întrebări înainte. Eu cred că e fals că ești prea family friendly și primul meu gând a fost că te-ai invitat cineva și te-ai gândit tu că o să te bată dacă te duci acolo, dar n-avea de ce să te cheme că ești prea la locul tău. Eu cred că e fals, n-avea de ce. Pentru că nu l-a invitat, el era la sală. Nu, dar el a zis că doar i s-a părut, ăla dădea... Da, știu, nu cred. Eu păi cred și că cum s-a terminat asta, Drăcea? Am terminat filmarea și... A terminat seria și pe aia ți-ai mersi și ți-a luat ăla. Nici mersi, mi l-a luat și s-a uitat la aici, n-am mai văzut. Deci dacă doar făcea o serie, ce te-a făcut să crezi că vrea să te bată pe tine? Bă, tot făcea seria aia și tot venea spre mine, dar la modul dădea și cu piciorul și dădea de-alea. De stăteam cu telefonul și îmi zbura așa piciorul pe lângă și chiar am crezut că vrea să mă lovească. Și păi și tu de unde știi că e de la RXF? A zis, băi... Avea din ăla cu RXF și după aia l-am văzut un afiș, ăla mare era și fața lui acolo. Cum arăta? Unul blond așa, cu tatuaje multe. Era Zanidache. De ce dracu a zis blond? Dacă cea brune cu tatuaje multe mergea, că îi lua pe toți. Nu e niciunul blond. Nu e, mă, nici n-avea cap. Dar tatuaje multe. Zanidache. Da, Zanidache. Da, nu știa pe Zanidache. Ăla e blond cu tatuaje, nu? Nu, era și înalt, dar nu era mălu așa, dar era bine făcut. Nu, era înalt. Nu zic că e fals, mă, că nu e niciun blond de RXF. Eu zic că e vrăjeală, s-a panicat, așa repede panichezi, mă? Bă, la început nu m-am panicat, dar când tot dădea și eu mă dădeam, gen, am pornit unde erai tu și cu filmarea eram unde sunt acum, mă, tot duceam. La final zic, hai, mersi, cârjete. Tare rău la stand-up. Mergeți pe fals? Da. Da, da. Verdict final fals. Cum e Drăcea? E adevărat. Yes! Bine, mă! Yes! Bine, mă! Era unul îmbrăcat echipament full RXF și l-am văzut pe afiș după aia, poate era la bătăi mai mici sau ceva. Și mi-a zis, filmează-mă și pe mine. Și eu am zis că vrea să tragă de fiarele alea și m-am dus spre el. Și eu m-am început și tot făcea așa cu aia și nu se mai oprește. Mă tot duceam în spate și băiatul meu m-a pun picioare care era în telefonul ăla. Wow. Care e, mă, blond cu tatuaje? De adevărat. Ți-a, mă, dacă mi-arăți afișul, ți-l arăt. Frații mei, posterul ăsta mare așa. Ăsta, mă. A, stai, mă, că e și gala mică. Cred că face parte din gala mică. E la junior, cred că. Dar republicanii. Nu mai aia. Republicanii. Cum se numește mai aia mică? Gen de dinainte de RXF. TikTok Live se numește înainte. Mini RXF. Am purtat mult timp fake-uri. De ce ai purtat... De ce faci una ca asta? Nu se poate. Ai purtat conștient, mă, sau credeai tu că... N-am știut o perioadă. Am avut o singură pereche de Yeezy-uri și nu știam ce sunt, cum au apărut, le-am văzut pe OLX. Câți bani ai dat pe ele? 100 și ceva de lei. A, și nu credeai că-s fake-uri. Nu știam, eu nu știam de existența Yeezy original, nu știam ce sunt aia. Și te încălțai și între OLX și te frumos și ai zis tu. Fix așa. Pe între OLX am ce mai încalț și o să stai seama. Ce ai găsit tu? Când ce mai OLX? Cred că până... Și încălța al dracu, el care e sneakerhead. Prin liceu, prin liceu, clasa 9. Drăcea. Atunci când făceai tu liceu se purta ciocate. Dar cu pinte din spate. Nu ne încălțam, umblam de scunci. Câți ani ai tu? 28. Mereu uit. 28. Da, ai că uit. Mă, în primul rând, nu cred că era OLX când erai tu la liceu. Era Mercadona. Alte lucruri. Tocmai cu o... Mercadona. Da, erau alte lucruri. Pe eBay. A, nu? Era OLX. Da? Nu era. Nu era, mă, era fiecare. Era tot un site pentru fiecare, pentru mașini, pentru... Era OLX, nu cred că era. Da, nici nu existau, s-a fondat Yeezy-ul acum... Ia căută-o pe Google de când e fondat OLX-ul. Bă! Lasă-mă OLX-ul, băi! Stai puțin, tu ai făcut Yeezy-ul acum 9 ani, da? Yeezy X-ul de 5-6 ani. Adevărat. Cum adevărat? Poate ai repetat și el, mă. N-a repetat, mă, că a fost acolo la... Nu, e fals, nu existau Yeezy-uri atunci. Eu cred că nu. Păi da, mă, dar a făcut turcii. L-a ieșit bine și azi americanii, hai mă că facem pe ei. Păi nu mai e să se ia după noi? Păi da.
Nu, nu există aici. Eram în facultate, mă. Nu, serios, mă gândesc acum. Nu era, da, și bă, era când erai tu în facultate, da, deja aveai conexiuni cu oamenii ăștia care cunosc, câtă minte să ai, că acum nu mai ai un milion, nici o pungă de suc. Suc? Păi da, e așa. O pungă de suc. O pungă de praf, de la suc de la de-l faci cu apă, nici aia nu mai e un milion. Da? Nu, mă, adevărat, în facultate eram așa. Minci. Erai în facultate și cât timp ai jur. Cum ai realizat tu că aia sunt fake? Sau care a fost? Am văzut după aia pe internet de easy de astea și am aflat și m-am uitat cât costă o pereche și că în România nici nu existau și... Dar cum dracu se debea ăsta? Nu știa el care e sneakerhead, nu știa de easy, dar își luase el deja de pe OLX cu un milion. Poate nu sunt de mult, frate. Ai crezut că sunt originali? Eu n-am știut ce sunt, după aia am aflat, mi-am dat seama că sunt fake-uri 100%, n-au cum 100 și ceva. La 28 de ani ai tenuit se calculul. Da, dar în facultate eram. Nu ți-a zis cineva, mamă, drăcă, ce cool ești? Nu, dar nu i-am purtat mult timp. Când erai în facultate? Că să spune că ai terminat-o acum 5 ani, da? Când ai terminat-o facultatea, da, da, ieșise primul papuc easy pe piață. Nu, deci dacă acum 5 ani, cred că acum vreo 8 ani. Dă mă bine, nu dă bine la calcul. Nu exista easy acum 8 ani, minte. Dacă vreți, puteți să închideți întrebări aici, să mergeți pe minciună. Hai, mă, e ce chestie. Mergeți pe minciună, fals, fals. Bă, frate, nu se încalță el. Verdict final fals. Cum este drăcea? E adevărat, mă, cam. Ne-ți trimit poză tot așa să pui. Eram în facultate, nu liceu, de-aia m-a redresat, că o greșisem. Și am găsit niște dăștea negre, aia primii 350 și am văzut polix, nu știam ce sunt. Și mi-am luat și după aia am văzut eu pe internet că Adidas costă 9 milioane. Ia mă să vedem când a apărut Easy. Caută. În 2009? Da, mă, de mult Easy-urile. Prima oară oricum au fost alea cu Nike. Da, se pare că Iorga s-a înșelat în această privință. First time I had sex, I heard the following. Jesus would not want us to do this. Oh, shit. It can be real. When was the first time when you had sex? When I was 13, not 30. I don't believe you, bro. You're looking like a virgin still. Whoa. No, you're looking like a virgin, purple. 13. 13, yeah? Yes. Okay. Where? In which city? In Bucharest. With a girl or with a guy? With a girl, but it's 2023. Hole she had. Wait. Hole she had. Hmm? Câți ani avea? Da, hole she had. Her age. She was 14. You 13? And I was 13. And she was 14, yes. Okay. It was legal. Yeah, it can be possible, yeah? But you look popular, you know that. I don't believe you. Okay. But you have to figure it out. Hmm. So repeat. You had sex? Mm-hmm. What age? He said 13. 13. And the girl was first time. How it was, good or bad? Bad. Why? Because she said that Jesus, cum a zis? She said Jesus wouldn't ask to do that. Okay. So why did that? Why? She was scared, maybe. Because I was following my heart, not Jesus. Where was the sex? My house, in the bed. And your parents? Parents away. Where? Where? I don't remember. You don't remember, away. Okay. So... And she was a religious girl, she was very... No, she was drunk. So you abused her? At 14? No, I was drunk either. I was... But ce făceați, băi? Sex, n-auzi. Bro, listen, I think it's fake because, why? In my opinion, at 14, in that age, you cannot say like, oh, about Jesus and things like that. Why? When you are drunk, your mind is already fucked up. You maybe she saw the light of Jesus. Maybe can be. I don't know. And what happened? You bang? Yes. So in the end, Jesus approved. Yes. Oh, okay. Jesus says, did you regret it? Did you have emotions? You have any regrets for the first time you had sex? Yes, a little bit. Yes. Then break up. So you broke up with her? Yes. What? Right after? No. 2 days. What you think? I think it's fake, my opinion. Fake. I think it's fake. What you think? Kosti, do you think this story is fake? Yeah. Why do you guys all think it's fake? That easy, the story for you? It's strange, bro. He was 13 and was drunk. 13, yeah. Drunk, home alone, from Severin, fucking a girl, talking about Jesus. So, normal, yeah. It's not normal. 13, yeah, you're right. More, 13, a lot of factors. Drunk, both of them drunk. Why was you drunk? A girl. Talking what about Jesus. Drink? What did you drink? Home alone. I can't remember. Beer, alcohol. Vodka. I don't remember. Was but during the day or in the night? Maybe beer, but were you drinking vodka when you were 13? Sometimes, that's yes. That's normal. That is normal. Yeah, it's normal. Vodka is cheap. But for you, not for Drăcea.
For drag, for no, drink. I think it's fake. I think it's drink. Fake, bro. I think it's fake. So the final fake. Verdict you I guys are gonna fake. Give is it's fake verdict. Okay, so they take the story is a big bullshit. What do you say? It's true. Oh, it's true story. 100%. So she I said. Swear. So she said Jesus would not want us to do this. Yes. But you say she was not religious. No. And you finished the act. She just said that. Random thing. Mm-hmm. Yeah, it was like a joke or? I hope. Da. Nu, dar e mult, ai scris mult și... Nu, mi-a dat lucrare. E căzut subiectul ăla greu. Am fost invitat din greșeală la nunta unei celebrități și mi-am dat seama când a fost surprins să mă vad acolo. Repede, cine e celebritatea? Repede, cine e celebritatea? Șef Dumitrescu. Ba, ai răspuns repede. Deci ai fost invitat și a fost surprins el să te vadă acolo, gen? N-am fost invitat. Cumva am fost invitat de ceva, dar total la iurea acolo. Ok, cum total la iurea? Walk me through, că nu știu, nu înțeleg. Am o prietenă care s-a ocupat cumva de, adică a fost ăsta, wedding planner sau nu știu cum se numește, de a organiza și mi-a zis că l-are pe șef Florin Dumitrescu și a zis să mă anturez și eu pe nașpa acolo. Și ea mi-a zis să nu vin, n-am venit. A, deci n-a fost vina ei. A fost vina ta. Bă, ea m-a lăsat să trec. Bă, nu, stai să spui că zis, bă, am fost invitat din greșeală, dar de fapt femeia a zis, bă, mă ocup să-i organizez ziua. A, păi vin și eu. Exact. El tocmai a zis că, gen, a zis în poveste că și-a dat seama că a fost invitat din greșeală când a fost surprins. Dar el știa cu bună știință. Dar el știa că n-are voie, de fapt. Păi era clar că n-aveam voie. Dar cu ce scop voiai să ajungi acolo? Mănânci și eu ceva. Chiar mi-am dorit să merg. Eu chiar am fost fier pe Masterchef când a apărut. Și în continuare mă uit la șef la pizza. I-ai adus cadou? E. S-a dus. Păi nu mă, și bă. Și cu mâna. Eu am intrat pe naș pe acolo. N-am stat și eu puțin pe acolo. N-am stat până la final. Mai dar a avut-o din aia așa de s-a uitat un pic la mine și... Gen, cine ești? Venise și în training, porc. Nu mă, nu, eram, mi-am luat o cămașă. După ce am filmat episodul cu șef Florin, aminte mă sau înainte? Mă, acum mult. Deci mult înainte. Câți ani? Nu știu, eram prin liceu. What the fuck? Da, acum mulți ani. Peste 10 ani. Ai zis wedding planner, cum e wedding planner anunț, dar nu era wedding planner. Sau poate ea s-a ocupat de organizat. Dar era o zi, nu era o nuntă. Ai zis nu că era zi nuntă. De naștere. Nuntă, nuntă. Nuntă? Nuntă, da. Zis. Nu mai băga dumneata vorbe în gură, nuntă. Da, nuntă. Ah, scuze, eu am, eu prost. Păi ia mă, ce scrie mă pe ăla? Scrie nuntă? Nuntă, da, frate. Da, mă, nuntă scrie. Sunt prost, eu mă. Da, nuntă scrie. Scuze mă, eu prost. Păi și el are, nu mai face. Nu mă mai bag, mă, gata. Nu vreau să-mi iau și un încărcătorul ăla. Știe unde a fost. Nu o chema pe Miresică. Cristina parcă o cheamă. Mamă, nu mai știe, poate nu o cheamă așa. Ba, parcă așa o cheamă pe soția. Și cum arăta, blondă sau brunetă, repede? Nu mai știu. Ei, nu se uită la mireasă. Nu, la mă ducea și. E urât, mă, se uită. Da. Dar bine, mă, poate. E ghinion. Se ia ghinion. Păi avem voie să mințim? Avem voie să mințim? Păi poate e fals, poate e adevărat. Ah, okay. Nu știu. Eu aș merge pe fals, sincer. Și eu pentru că s-a dat de gol la început, a zis că și-a dat seama că a fost poate invitat din greșeală. Păi nu, de pe foaie, dar pe foaie scrie așa și el după aia a zis că prietena lui i-a zis de fapt că vii așa pe șustache, dar vino dacă vrei. Dar tu după aia ai zis că ai fost surprins. Bă, dacă voi ziceți că e fals, eu merg mai numai, doar la întrebări. Acum ne confirmă că vezi, doamne, da, e fals, dar să dăm în jur. Eu să-i baga bun, mă. Frate, eu doar... Da, fals. 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 Deci verdictul final este fals. Fals, zice mă. Când m-a luat repede, zice celebritatea, am văzut smiley. Știam ce să zic. Dacă da. Chiar Cristina o cheamă neapărat. Da, da? Știu, da, dar n-am glumit cu asta, chiar sunt mega fan. Da? Ești fan Florin, dar n-ai fost la nunta lui. Îți dai seama că nu știu, cred că nu știu de... Florin era nunta ta. Cred că e căsătorit de mult. Oricum el a citit, a zis, unde am fost la nuntă, la zi, la aniversariul meu? Da, când mi-a zis, mamă, era zi de naștere, mi-a putut aici, nu mai știu nimic. Am stat cu fața băgată într-o burtă de bărbat timp de 30 de minute. Victor, te-a dorit burta după aia? Nu, dar ce te-ai gândit 30 de minute acolo? Ce ți-a trecut prin cap? M-am gândit că o să treacă la un moment dat. Să treacă. Care era contextul? Ce căutai acolo? Am fost la un masaj și mi-a stat cu burta pe față. Pentru că îmi făcea la spate chestii. Îți făcea la spate chestii? Deci tu erai întins pe... Stai să înțeleg metafizica. Nu, eram metafizica în fund și el stătea cu burta în mine. Stăteai în fund așa? Da, așa în fund și stătea și el stătea cu burta aici și îmi făcea deci la spate. Tu stăteai așa, da, și în loc să-ți fac așa din spate, el a venit așa și îți făcea așa. Am mai văzut filme care încep așa. Frate, a fost gratis până la urmă. Băi, ideea e că nu e fals, pentru că la masaj, dacă e să-ți facă la da, cervical, are unghiul mai bun din față. Da, și mirosul e altul din față. Deci acum când s-a masaj senzual.
Acum mulți ani, nu mai știu. Încerc să uit la psiholog. De ce mergeai la masaj? Pentru că am probleme cu spatele. Pe la ce vertebră? L6. Aici îți prindem. La biologie. L6, vezi că e lombar, nu? Da. Să te întinzi până la L6. Da. Da, are sens. Incredibil, s-au strâns băieții de la medicină, studenții în anul 2 și uite acum. Era un bărbat atrăgător, stai, e foarte important. Nu dacă prea. Avea burtă. Nu era. Avea burtă, era. Avea burtă, avea burtă, n-are cum să fie. Dar tu poți să evaluezi dacă un bărbat e atrăgător sau nu, chiar am mai avut discuția da, asta. Da, normal. Tu ești foarte drăguț. Dar sunt fizic foarte drăguț? Ești ok. Mulțumesc. Fizic ești ok. Oricum contează caracterul mai mult. Așa îi spui unui ogăde, sunt ogăt. Și doar o singură dată s-a întâmplat sau te duceai des acolo? Sau a fost one time? M-am dus odată și după, din motive evidente, nu prea mai fost. Dar de ce că zici că tehnica era corectă? El m-a rezolvat cu spatele, dar a început cu tenul. S-a împărut. Mă rog, ăla cu transpirație, îți dai seama. Deci voi sunteți experții masaj, da, nu? Ați da. Mai mers la masaj? Na, e tu? Nu cred că se atingea de el cu burta. Ba da, în toate modurile s-a atins de mine. Deci ție-ți miroase un pic ca... A burică, a burică, a burică. Eu nu stăteam jumătate de oră, nu știu. Eu la a doua atingere eram, băi... Poate plătise dinainte, nu mai e nu ce contează, să... Nu contează, o să frece ăla cu buricul. Jumate la buric, cu jumătate. O burtă de aia de o sânză, să-ți o dea pe frunte. Să-ți o dea pe frunte, așa, jumătate de oră, cât de gratis să fie. Nici nu era omul ăla, era o flică. Cum simțiți povestea asta? Eu cred că e adevărat. Îmi place, am mai auzit, aproape am trăit-o și eu la un moment dat. Deci eu zic că da. Deci e adevărat. Dai, eu da? Zic că nu. Eu zic că nu. Eu îi dau nu. O să ținem la părerea ta. Da, 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 da. Foarte mult. O să mă așez așa pe o parte. Exact, dar vreau să o iei, să o rulez și să-ți o bagi în fund pentru că o să mergem cu fals. Ok. Verdictul vostru pentru această poveste este că e falsă. Falsă. E adevărat, bine o băieți. Bine o băieți. Atât, frate. Și domnul Grigore, dacă mai trăiți, vă salut pe această ocazie. Da, ai rămas cu gânduri bune. Era foarte bătrân domnul ăla. Nu cred că mai e acum, nu vreau să vorbim sincer. Îți dai seama că i-a mirosit stomacul, nu era sănătos pe interior. Hai de viața mea. După un show de stand-up la o nuntă, am ajuns în pat cu una din domnișoarele de onoare. Cum o chema? Elena. Okay. Unde a fost nunta? În București. Mă rog, lângă București. Mai ții minte când? Ca cu 2 sau 3 ani. Tu faci stand-up la nunți des? E o chestie, nu. Asta e o modă sau e ceva? Nu. Dar după nunta asta m-am gândit că aș putea să fac mai des. Ai mai făcut? Stand-up la nuntă? Da. Da. Și pe cine ironizezi când faci stand-up la o nuntă? Adică pe soacra mare, pe cine e la mișto? Nu, nu, vine cu material. Nu, ăla e roz, nu. Fac stand-up. Ah, ok. Da. Cu materialul lui. Am înțeles. Da. Cum a fost publicul acesta? Nu prea ascultă lumea. De obicei, la anunț e foarte greu. Adică mai ales că mai sunt și oamenii mai când te-au pus? Înainte sau după sarmale? Asta vreau să întreb și eu. Când ai făcut program? Seara, târziu, nu știu dacă era înainte sau după. Cred că s-a tăiat tortul, s-a furat mireasa. Înainte de 12 sau după 12? Înainte de 12. Uh-huh. Păi, și care a fost rizul tău cu domnișoara de onoare? Cum ai ajuns cu ea? Bă, ducem... Ce nu e așa? Da. Care e problema ta? Am și zi dacă îți place de ea, nu? Da. Deci care a fost combinația? Am mai stat așa... Eu am plecat de la nuntă. N-ai rămas la sarmale. N-a rămas, nu. Am plecat și după aia am mai vorbit un pic pe Instagram așa și după aia m-am întors la nuntă. Stai, de unde Ioase Instagram-ul? Ea mi-a dat tag într-o postare și am răspuns. I-ai răspuns la... Așa repede s-a răspuns? Așa sunt băiat de răspuns. Nu-s disperat, așa răspund eu repede. Și cu ce ai răspuns? Ha-ha! Ai zis bune glumele și am zis da, așa e. Păi și cum ai ajuns înapoi? Cum ai ajuns înapoi la nuntă? M-am întors cu Uber-ul. Păi nu la asta mă refer. Gen, cum a decurs conversația de a ajuns înapoi la... Mi-a zis ea că păcat că ai plecat și am zis da chiar și m-am întors. Păi stai mă frumos. Deci tu ai zis că după nuntă ai plecat cu domnișoara de onoare. Păi da, am tu... plecat cu ea și cu un tovarăș, că am făcut amândoi stand-up și... Nu, n-am plecat cu ea. Am plecat noi doi și eu m-am întors la nuntă. Păi te-ai întors la nuntă ca să iei de la nuntă, da. Să te duci cu ea acasă? Așa băiat da, ești? Nu ne-am dus acasă. Dar unde v-ați dus? Avea acolo unde era nunta, avea niște camere. Nu știu să zic ce erau. Nu era pensiune, dar erau niște camere la etaj. Hotel sau ce era? Nu, asta zic, că nu era hotel, cred că era ca o pensiune, ceva, nu știu, un loc ăla nu s-a ținut. O EMB, dacă era un timp. Hei, hei! Nu mă glumesc mult. A 2-3 ani a zis. 2-3 ani, cam da, 2-3 ani. Da. Și era blondă sau bruneta? Blondă. Blondă. Ce culoare aveau ochii ei? Căprui. Fură inima oricui. Da, mă.
Și ai fost acolo la nuntă, în sus, la unde a spus în pensiune. La trei margarete acolo. Auzi, dar de când ai pășit înapoi, când ai făcut primul pas așa la nuntă, când te-ai întors la nuntă, da. Și până ai ajuns în cameră cu domnișoara de onoare, cam cât a durat procesul ăsta? Bă, sincer, a durat ceva. A, ați mai vorbit? Și ai mai stat la nuntă? Am mai stat după, după ce m-am întors, am stat. Stai puțin, deci tu te-ai închis îmbrăcat. Tu cum te-ai îmbrăcat când ai făcut stand-up? Bă, nu ești normal, nu? Da, da. Nu te-ai avut. Păi și m-am întors. Cum? Ți-ai luat costumul? Ți-ai luat cam așa? Nu, m-am întors la fel. Păi da, eu cred că nici nu și-a dat seama lumea că am plecat neapărat, că n-am lipsit mult. Nu cred că am lipsit mai mult de o oră. Nu ți-au pus și ție un loc da, la masă sau ceva? Da, interesant, ai verificat super repede Instagram-ul, deci după ce ai ieșit nici n-ai plecat bine. Păi m-am uitat deci, într-o oră de când ai coborât de pe... Nu, da? Da, 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 mai ales dacă ești de sex feminin. De sex feminin răspunde înainte să-i dai mesajul. Nu e adevărat. Îi dai tag și ele deja... Da, ce bine, chiar era pe profilul tău. Cum îți simți instant, da. Deci cum i-ai zis să mergeți în cameră? Cum i-ai dat-o? Nu vrei să-ți fac un stand-up privat? Bă, ea m-a chemat. Adică am mai stat, am mai băut, ne-am mai distrat, am mai vorbit. A dansat? Ai luat-o la dans? Am și dansat, pe îți dai seama. Pe ce, ce? Ca gen așa muzical. Sârbe, hore, nu, nu, hore. Nu, am dansat așa. Nu, era o nuntă afro-americană. Nu mai știu ce am dansat. Pop. Da, ai dansat pe pop. Cred. Ai dansat. Pe pop, da. Eu și fan Chris Brown. A rupt-o. Cine a cântat în seara aia, la nuntă? Formații ceva, nu știu. Nu cred că erau de cover? Sau dacă erau, cred că da. Dar nu, când am dansat eu era DJ. Și dacă ajungeai mai acolo și femeia nu mai avea nimica? Dacă nu voia, nu voia să fie sănătoasă, arata superbitate de bărbat și eu mergeam mai departe în viață. Dar ți s-a întâmplat? Cum să nu? Să nu mai vrea? Mult mi s-a întâmplat așa decât în poveste. Și a fost o... Adică, na, cum s-au încheiat situațiile în care s-a refuzat? Am plâns în interior și am plecat. Okay. Asta este România. De asta nu avem lucruri frumoase. De asta nu avem autostrăzi. Că ne cheamă acolo și după aia deci, mai nu vezi așa. Ei a plăcut de tine? Ați mai scris după? Ați mai avut o treabă după? Am mai vorbit așa un pic după, dar nu prea mai vorbim acum. Gen de am înțeles. Au trecut 2-3 ani, vorba. Au cam trecut niște ani, da. Dar a fost frumos, adică... A fost foarte frumos. Te-a și-a dat consimțământul, da, tu ți-ai dat consimțământul, toată lumea... Major, și la mic dejun a doua zi, frumos. Proteje, nu, cum se face totul ca... Proteje, nu egalite, întotdeauna, da. Păi și tu, cum, aveai... Erai pregătit? Aveai Durex la tine? Nu. Dar de unde l-ai luat? Ia avea. Ia avea. Sau din brizileria respectivă. A scovorât jos, stai așa. Era a scovorât, dar ții și un baton cu brânză și de prezervativ. Și la pompa a treia alimentare, mă. De contest. I-a zis și-o, rog, 36 baton, pune pe loc. E pe firmă tot. Ok. Băi, cred că puteți deja să dați verdictul pe povestea asta. Spuneți echipă. Pare momentan că e 2-1 așa verdictul, deci voi doi da. Nu credeți, Holly crede. Da, nu știu, Holly mi-e suspect, pare rău, nu-mi dau seama ce e suspect, dar e suspect. Da, și bine, mi se pare. Bine mă, nu era nuntă, era botez. Nu, dar a plecat el și s-a întors după și... Da, aia zic. Asta e că aici, că e un pic cam mult. Dar stai puțin. Dar poate era foarte... Da, mă, dar tu ai fuz la ea, da? Și tu știai sigur că o să faci dragoste cu acea domnișoară? Nu. Păi n-a zis mă că știi sigur. Păi ce, te duci vreodată în viață la sigur? Păi și tu te-ai întors la o nuntă, vărul meu, care era în afara Bucureștiului, vezi că o burtă sare de peste 1 milion, dus întors. Știu. E o combinație de... Acasă la nuntă, mâna mea. E o combinație de... Ăla, cu vărul și cu mâna mea. Când am ajuns înapoi, la nuntă mergeam pe minus, deci... Nu, prea multe Uber-uri în joc. Bine, mă, hai, sunt de acolo. Și n-am parat București. Ce mai mă bus ar trebui să a aruncat undița. I-a scris, el a văzut, s-a întors, a așteptat. Asta cred, o vede instant. Vede, bine, prezice da, înainte să-i scrii. Da. Ok, e momentul să dați verdictul, v-ați epuizat întrebările. Minte. Gata, bun, minte, deci verdictul final, minte, verdict final fals, da? Da. Da. Domnul Dracea, susțin că povestea dumneavoastră e o minciună împuțită, dar spuneți-ne dumneavoastră, care-i treaba de fapt? Chiar este o minciună împuțită. Ultima oară când am fost la ștrand, am aruncat din bazin un copil care se pișea lângă mine. Din bazin afară? Adică... Da. Din ștrand. Deci n-ai aruncat un copil? Nu, am aruncat un copil din ștrand cu totul. Pe ciment? Nu. Era un ștrand din ăsta mic, în Orșova. Așa. Fără mișto. Și l-am luat și l-am dat în gazon acolo. Era o porțiune mică cu gresie, cum îi zici. Ok. Da. Și el se pișea lângă și l-am dat așa. A, el nu se pișea în bazin?
Se pișea în bazin, ba da, stătea pe marginea aia, se pișea, da. Mamă, ce tupeu. Câți ani avea, mă? Avea și tupeu. Nu știu, era mic. Și a țipat toată lumea la el să se dea la o parte și el nu, că nu știu, dă-te, mă. Băi, eu înțeleg, chiar era o dată cu maică mea la plajă și o femeie cu un copil. Tu erai. Da. Era o femeie cu un copil, frate, lângă mine. Nu, și a zis, mami, mami, mă piș. Și a zis, du-te în apă. Și copilul s-a dus și s-a pus așa pe mal. Și a dat la mal, nici nu atingea apa la picioare, gen, se pișea fix pe mal, așa. În fine, da. Și asta pare exemplu. Deci, el se pișea în bazin, da? Da. Unde tu notai. Da. Adică nu notam în momentul ăla, dar am fi notat în el, îți dai seama. Și cum l-ai luat așa de tricou? Nu, l-am luat așa de margini și l-am dat așa. Margini de te... Păi de ce ai fost tu justițiarul care trebuie să facă asta? Tu că l-am văzut că făcea asta, nu știu, era mai mare. Mai mare, gen mai mare decât el, nu știu, eram prin liceu. Spiritul civic. Aveam 32 de ani. Era multă lume în bazin? Nu prea, nu, niciodată nu prea era multă lume acolo. Au existat repercusiuni, adică părinții copilului să vină să te certe, să... Nu, nu mi-a zis nimeni nimic. Cred că era cu părinții, nu știu, doar l-am dat așa. Dar nu-ți imagina că l-am aruncat, am dat cu el de pământ, l-am dat așa. Dă-te, bă, el în timpul ăla se mai pișea? Exact, foarte bună întrebare, foarte bună întrebare. Nu mai ții minte asta, stătea așa șocat, am țipat toți la el, el nu a zis absolut nimic și l-am dat așa. Bă, da, ești... Da. Dar eu nu cred că dacă se pișe un copil în piscină, începe tot Sandu să țipă. Mor de acolo, da! Dar ce ai trebuit, mă, să zici? Ai trebuit să zici bravo, bravo, piște puțin și nu aveai ce să zici. Nu e copil să pișe și la ei. Acum ce să faci? În care s-a pișat pe față, eu intram și mă pișeam în natură. Exact, scuza, e copil, mă, lasă. Păi adânăuntru să pișeau de dor mai mult, dar nu-i vedea nimeni. Adevărat, nici nu era albăstreală de aia înainte. Da. Nici nu există, măi, dorul. Stai, ce, acum e? Nu, e un mic. Nu, în ciubăr nu se pune. Și înainte să se pișe, a fost în apă? Sau a fost? Eu l-am văzut direct când se pișea, nu știu ce făcea înainte. A plecat acasă după ce s-a întâmplat cu el? Nu, nu știu, s-a dus la ei lui sau ce era acolo. Deci el nu se mai pișea în timp ce tu l-ai împins? Bă, cred că s-a mai pișea așa, dar l-am dat la o parte. Poate se pișea pe tine, nu te-ai gândit la asta? Păi nu, că l-am luat, el stătea cum se pișea și l-am luat din spate. Băi, nu te mișca, stai așa. Nu l-am întors așa spre mine, l-am ridicat. L-ai aruncat pe jos? Nu, mă, l-am dat mai departe în iarbă, n-am dat cu el pe jos. Ei, am împins așa. Din spate, așa. Da. Adevărat. Și tu după aia ai continuat ziua ta la ștrand, ai continuat să nuți, să... Da. Mai știi cum era ștrandul? Era acoperit, scuzma? Era... Nu e acoperit, încă acoperit există, dar e abandonat. Ștrandul acoperit din Orșova. Da, chiar. Piscina olimpică Orșova. Da. Au plecat multe staruri de acolo. Da. Bun, păi cred că... Era David Popovic copilul ăla. Da, cum ar fi fost? Era în tricou? Era în ceva copilul? Era în niște chiloții de aia, nu știu. Deci sunt slip, dar nu sunt slip, oameni buni. Nu mai veniți la mare în căcătorile alea, vă rog. Da, da. Mai aveți nevoie de alte întrebări? Nu. Ami, mai ai tu nevoie de... Sunt 50-50, încă n-am... Nu-mi dau seama. Nu pot să... Uit în ochii mei. Oh, ok. Da, gata. Ai verdictul? Okay, da. Ok, hai să auzim că ai verdictul vostru. Zi, Adrian. Eu zic că e falsă. Bravo, tată. Da, este falsă. Și eu zic. Mergeți pe falsă asta? Da. Povestea ei zic că e falsă de aceea, dar care e adevărul, tată? E falsă. Bun, bun, bravo. Care și sala pala. Vă distrug. Mecanicul la care îmi duc mașina poartă mereu chiloți de femeie. Cum ai aflat asta, drăcea? Se vede. Ăsta la care îmi duc eu, dar întreabă-mă. Ce, când se vede zâmbetul instalatorului, de colteul instalatorului. Îi vezi așa cum pleacă, da, tangaurile? Da, de un, tu nu pare un om care are mult timp liber să stea lângă mecanic. Tu pare că lași mașina și pleci. Nu cred. E adevărat, stau cu el la chestii din astea mai scurte așa. Și cu chiloții lui. La din astea de stau într-o ață, dacă altfel permiți. Ce înseamnă chiloți de femeie? Culoarea, are... dantela, ce te face? Are chiloți, nu boxeri. Are chiloți din ea mai micut și are efectiv, aici e dungă normală. Da, îi vezi și în față? Adică, nu, zic că se vede la spate, se vede... Face și podul, nu doar să... N-are rampă, dai la mașină să te bagă. Hai, hai, dă-i! Și dau cu bara aici, în față s-a oprit. Așa, detaliază. Deci așa are chiloți cu dungă din aia normală, dar da, la spate, la fund, are direct ață. Sunt aceiași mereu sau îi schimbă? Nu știu dacă sunt aceiași mereu. De câte ori s-a întâmplat să-i vezi? Bă, s-a întâmplat de două ori. A doua oară când ai dus, te-ai uitat intenționat să... A doua pereche. A fost un accident prima dată. Nu, prima oară am văzut, n-am zis nimic și am văzut și a doua oară. Și ce ai zis? Și mi-a zis el. Mi-a zis el că mă bubnea râsul. Ce ți-a zis? Și mi-a zis că are locaterincă din asta așa uneori să-și mai ia chiloți ăștia. Doar cu tine. Doar că știu că vine. Doar că vine drăcea, caterinca. Are o caterinca, dar s-a pune mereu lumânări, se dă cu parcă. Fer
români peste tot acolo. Ca pe tare te transpii din gură. E foarte cald și mulți aburi la ele. Pentru tine să-ți dai jos geaca. Am mers trecea a treia oară. Vă rog, schimbați în distribuția și chiloți. Vă rog, de suflet. Da, nu, e... Mai aveți întrebări? Mai aveți întrebări? Hai, să vedem. Echipă? Hai, de cu un verdictus. Nu, e fals. E falsă, da. Da, fals. E falsă. Verdict final? Da. Fals, da? Cum e drăcea? E fals. Păi, bă, bă, bravo, măi. A stricat prostul ăsta jocul, mai pune întrebări în gură. Bă, ești mincinos. Urma să zic că mi-a zis el o poveste cu asta. Oh, nu, e cam clară. E cam clară, mi-am dat seama. Am zis, mai aveți întrebări, băi, și le-a zis cu verdictul. Ha, mă, lasă, bă. Bă, te miros, mă, drăgea. E vina mea, mă, e vina mea. Ce vrăjeală aveam, mamă, știi cum mă gândisem. N-aveai, da, n-aveai cum să o joci. Cam greu. Cea mai mare frica mea e că mă prinde cu tremurul când sunt pe WC-o. De ce? Corect. Că m-a prins o dată maica mea când era cu tremur și eram pe WC și a intrat peste mine în baie. Băi, mamă, scuze, dar eu mă c***. Erai cu ea în mână? Vreau să zic asta, decât să mă cu ea în mână? Cu ea în mână, mă c***. Ce crezi, o să ții la mână când te nu, dar nu. Că erai cu ea în mână. De ce ți-era rușine? De ce ți-era rușine că intra maica ta peste tine? Că eram dezbrăcat. Și nu te-a văzut niciodată? Păi m-a văzut când eram mai mic, dar asta s-a întâmplat când aveam, cred că vreo 13-14 ani. A, deja e rușinos la 14 ani. Da, era rușinos rău de tot. Avea și tu lei. Erai și cu ea în mână. Totuși, într-o situație de asta de urgență, aia e intră. Păi a intrat că hai să mergem să așa, eu nici mi-am dat seama că era cu tremur. Te-ai ridicat de pe WC-ul? M-a ridicat, mi-era rușine, nu mai știam de viața. Nu te-ai mai șters, nu te-ai mai nimic, nu? Și după ce ai făcut? M-a luat direct să ne băgăm sub masă. Și după te-ai dus să te ștergi? Îți dai seama că după... A rămas așa, m-a trecut faza. Te-ai îmbrăcat? M-am tras repede așa chiloții, dar era deja făcută fapta. Nu mai seama, vei, mă, tine, nu mai coajă de-aia să moară mama. Frâne. Frâne, mă. Aveam urme de frână. Hai de b***, mă. Și cât a stat sub masa aia, așa, în, tu cu chiloții pe tine? Bă, uite, bă, că nu te cred că ai stat sub masa aia, bă. Ăla a trecut repede, zice, cred că până am ajuns sub masă se termina. În ce an s-a întâmplat asta? Nu știu, aveam 13-14 ani, acum 6 ani, că-s tânăr. Nu, acum... 25 de ani. 12 ani? 14 ani. Păi cât ai, mă, fram, tu? 27. Nu, îl țin aici. Păi viaș că e de vârstă cu mine, maxim mai mare cu un an decât mine, nu par de 27. Mersi frumos. Te pup, te pup. Deci asta în ce an? Nu știu cum calculează și tu. Acum Georgescu calculează cu datele de la Institutul Național de Seismică, dacă a fost cu tremur în anul ăla. Dar n-a fost mare cu tremur, adică a fost o chestie de-asta super mică. O zdrângăneală. Da. Cât și erai în București sau? În București, tot drumul taberei. Deci stai așa, mama ta era în altă cameră și a simțit cu tremur și până la tine... Înseamnă că a durat ceva cu tremurul. Dacă da, dintr-o cameră a venit până la tine? Era garsonier. Aia era fix lângă, da, era un apartament mic, două camere. Ai, nu fi modest. Bă, ba da, arăta așa era, că nu era după el. Chiar... Trebuia să fie modest. Da, n-am... Aproximativ, cam cât a durat cu tremurul? Nu știu să zic. Noi n-am discutat. Faza e că nici nu mi-am dat seama că era cu tremur cât eram pe WC-ul. Uh-huh. Doar a văzut tu și aia bubui și m-a luat așa și nu înțelegeam ce. Dar cât s-a terminat după ce te-a luat? Nu, eu am impresia că s-a terminat până să ajungem sub masă, adică a fost ceva super scurt. Uh-huh. Tu nu stăteai cu bunicii tăi când ai venit la București? Fake news, man. Nu așa am discutat noi în Sneaker Talk? Eu așa mi-aduc aminte. Stai așteptin că dai fals în declarația asta, costă mult, băi. Cu ce bunici, că m-am mutat doar eu cu maică mea la București. Sau tu mi-ai zis că te-ai mutat singur. Nu mai știu că am discutat, dar mama, nu mai știu. Mamă, cât de serios o ia Georgescu mie, nu vine să cred. Bun, ropă de asta, chiar și care e faza, drăcea minte la orice interviu, că cine știe cu cine vine pe aici să se joace. Asta nici nu era emisiunea asta, cred că, făcută. Hai cu verdictul, șefii mei. E fals. Și eu zic e fals. 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 Verdict final, fals. E fals, mă. Vă rog frumos, domnul Dracea. În vacanță am furat lapte dintr-un biberon pe care l-am găsit în frigider. Când? În vacanță am furat lapte dintr-un biberon pe care l-am găsit într-un frigider. Acum câți ani? Cu 3 ani, cred. Sau 2 ani. Unde era? În ce casă era? Unde? Am fost în Bulgaria. Da. Și mi-am făcut o cafea în cameră, dar foarte noaptea târziu. Așa. Și aveai nevoie de laptic. Și aveam nevoie de lapte și am coborât, nu mai era nimeni la recepție și am văzut într-un frigider din ăla deschis. Da. Am văzut un biberon de lapte. Lăsat la rece. Da. Deci nu era praf dacă era lăsat la rece. Nu era știu. Direct fix de la pieptul mamei. Sau de vacă. Sau așa, vacă, așa vreau să cred. Dacă ar fi să aleg ce lapte am băut, aș alege lapte de vacă. Cum se cheamă resortul în care erai? Era ceva Sunny Beach, dar nu știu să zic. Mamă, și eu am fost la Sunny Beach. Da. Mamă, rupeam Sunny Beach-ul cu părinții când eram mic. Dar tu nu erai cu părinții. Tu cu cine erai în vacanță? Mergeam la Euphoria și mergeam la Sunny Beach. Am fost, da, și cu iubita și mai mulți prieteni. Ce culoare era biberonul? Era
transpare, nu știu ce. Nu, n-avea, are un iz de culoare, ceva are, nu poate ceva, cred că. Ce mai era în frigiderul ăla? Roz, pal, ceva. Dacă un iz de culoare, zic să rămână, să o decupăm, să o punem. Așa. Deci, ce mai era în frigiderul ăla? Cine avea copil? Avea, presupun că n-a. Nu știu de unde l-am luat. Erau mulți oameni cu copii acolo. L-am luat din frigiderul ăla noaptea, nu știu. Care frigider? Dar ce era mai jos? Frigiderul de la recepție. Și mai erau beri în frigider, sucuri, ce mai era? Da, erau sticle cu lucruri. Și biberonul. Da. Pe un raft. Lăsat la rece. Ce trebuie să dă n-are frigider mic în cameră să-și lase laptele jos? Poate aveam eu lapte. De pungi de lapte în cameră. Eu, tot bine, poate mint acum. Eu am o întrebare ajutătoare. Simți că înțelegi bulgărește de atunci? Ea mă trece atât. Hotelul fiind plin. Eu acum orice îmi matriculez direct în Bulgaria, doar pentru că am băut lapte. Și cum ai făcut? Atâta. Ai dus cafeaua jos, ai pus laptele sau ai dus la biberon în cameră? Am dus, mi-am turnat lăptic și am plecat. Da, cafeaua ți-ai făcut-o în cameră. Da. Cum, mă? Nu era lapte la cutie, doar biberonul acolo? Da. Era frigider de băut. Dar dacă aveai, în general, dacă ai espresor de cafea în cameră, sunt și de alea. Da, pastile. Păi nu beau, mă, de-alea, beau direct de la femeie. Păi cum, mă, nu aveai de-alea, nu sunt. Nu mai știu dacă aveam, dar nu, n-am văzut de-alea, oricum nu aveam. Cât era ceasul? Nu știu, era noaptea târziu. Nu mai știi dacă aveai și cafea? E doar când faci reclamă la noaptea târziu. Hai să faci lași lucruri de tot. Ai venit pe tal, băi, ai venit. Da, oful meu e în bani. Da, mă, nu știu, era, cred că fristei și jumate, nu știu cât era ceasul, gata, nu știu. Sper că e ok acum. Era așa, te răzvan și Dani, da? Dacă ați ajuns la întrebarea cât era ceasul, mă face ceva să cred că nu mai aveți alte întrebări. Mai aveți alte întrebări? Eu nu mai am alte întrebări și sunt sigură că nu e adevărată povestea. Dar nu știu, faceți ce vreți. În absurditatea chestii s-ar putea să fie adevărat. Că nu e adevărat, eu zic că e adevărată. Ziceți că e ceva din lipsa de inspirație a lui Ioniță. Ce dracu să-i mai scriu ăsta fax după 100 de episoade? Eu zic că au rămas cu gândul la Ristei care a fost abordat de un om generos la un brief core. Eu am rămân pe fals, dar faceți ce nu vreți. Nu știu dacă erau de alea de lapte, cum cobori instinctiv cu ceașca de cafea. Păi s-a dus omul să-și inducă în eroare, instinctiv? Pe cum instinctiv? Păi nevoie să-i induci în eroare. Păi el a spus și a făcut cafeaua, el nu mai știe dacă erau de alea de lapte în cameră și el s-a dus la recepție. Îți dea dragii cu cafeaua ta noaptea. Nu, să dea dragii cu cafeaua. Care se felește cu cineva pe drum să nu-i zică lui ăla să-i aducă lapte în cameră. Duce el cu cafeaua, nu? Dar și femeia aia s-a dus să-și pună laptele jos. Păi dacă n-avea în cameră biberon, ăsta frigider? Păi cum să n-ai, bă, mă, ai fost la Sani, ai zis, în Varna, sigur ai. Aveai. Ce nu e, mă, e fals, ascultă-mă. Frigider în cameră, mă. Frigider în cameră, dar n-aveam lapte. Păi da, mă, dar aveai, înseamnă că avea și doamna. Nu, mă, femeia, de ce și-a dus treaba ei, nu mă bag. Dar poate era recepționera. Da, ar venise copilul la treabă. Păi, eu nu e adevărat. Eu zic că e fals. Bine, dacă ziceți am doi că e fals, tu fă ce vrei. Da, verdict final fals? Suntem doi pe fals. Domnul Drăcea, echipa aceasta susține că povestea dumneavoastră este o minciună împuțită. Spuneți-ne dumneavoastră, care e realitatea? E fals. E fals. Eram sigur, bă, că e fals. Am fost într-o relație deschisă timp de 4 ani de zile. Erați deschiși unul cu altul, nu? Da. De fapt, stai, mă, ce dracu pune întrebări, mă. Shelly, fă ceva cu ăsta, că vorim. Da, mă, dar noi... Ce, ai fost într-o relație deschisă 4 luni de zile. 4 ani. 4 ani de zile. Da. 4 ani de zile. Ce înseamnă o relație deschisă pentru tine? Adică... Eu n-am înțeles întrebarea, care e șmecherie? Cum adică? Ai fost într-o relație deschisă 4 ani de zile. Dacă e adevărat sau fals asta? Da. Spui? Asta, trebuie să aflăm noi dacă e deschisă. Ai fost zi, mă? Da, mă, deschisă, adică eram împreună, dar puteam să ne mai vedem așa și cu cineva. Și ți-ești convenea? Nu avem probleme. Tu te mai vedeai sau un exam? Hă? Tu te mai vedeai cu cineva sau era greu? Dai seama. Cu cine? Băieții. Cu cârje, cu ăștia, mai făceam un stand-up. Și dacă mă vedeam cu băieți, ce care... Păi nu, că făceai stand-up, mă refer. Fire! Zi, mă, nu, mă refer, te vedeai cu... Tovarăși tăi, cu cârje. Păi nu, mă, nu cu tovarăși, dar așa mai aveam chestii, ne mai vedeam cu alți oameni, dar nu în același anturaj. Când se întâmplă asta? Facultate. Facultate. Stăteați împreună sau ceva? Sau? Nu. Și cum, vă vedeați așa, luau cafea și ce, uite, mă, doar ce-am nu, dat mă, ne, ne mai vedeam, dar ne mai ziceam, bă, vezi că... Păi, dar erați împreună, adică voi vă afișați împreună sau doar că erați prieteni cu beneficii? Da, mă, ieșeam împreună, era mai mult spre prieteni cu beneficii, dar ieșeam de multe ori împreună. Păi, ești că aveai o relație de 4 ani cu ea. Da, dar nu eram așa, adică, cum zice asta, nu stăteam împreună. Și ție-ți convenea? Când venea acasă, zicea, băi, am dat de un băiat... Care a venit demontat. Da, nu, a venit mă, un băiat de la medicină din Africa, așa. M-a dat peste cap. Păi și nu erai gelos? Nu, adică gen, și eu mai făceam așa, nu se întâmpla foarte des, dar se mai întâmpla și nu ne povesteam așa cu mama, m-am întâlnit cu unul să vezi păi necați. Păi și cum vă vorbea sau voi vă ziceați chestiile astea? Da, sau? Ne povesteam astea. Și a explică, spune-mi așa puțin, vă puneați la masă, erați la o cafea, da? Să zicem, sau ce ziceați voi. Și cine începea? Cine începea? Discuția. Păi dar nu eram, nu ne întâlneam să discutăm despre asta. Bine, venea mă, dar mă refer când venea asta. Vorba. Erați mâncat, nu știu ce vorbeați voi, că aha, hi, hi.
Și după aia cum se cum începea discuția? Păi nu prea vorbeam după asta, vorbeam înainte. Adică ziceam, bă, vezi că săptămâna viitoare sau weekendul ăsta, sâmbătă, mă văd și eu cu ceva. Nu trebuie să nu mă sun, să nu mă alea, că am o treabă cu una. Da. Dar după nu prea vorbeam. Și ea ce zicea când ziceai tu, că eu am treabă cu una? Nimic, niciun. Păi și ea avea treabă cu una. Păi așa, da. Și ea când zicea, băi, Bogdane, să nu mă suni acum în seara asta, că mă duc să mă văd cu unul. Tu nu stăteai în pat acolo singurel și gândeai, mamă, ce-i face ăla? Unde mi-o întinde, unde mi-o urcă? Ba da, mă mai gândeam, dar așa am vorbit de la început, adică nu a fost durată să ne iubim atât de foc așa. De ce v-ați despărțit? Ca dată, a început să-mi treacă limita, deja îmi zicea, bă, poți pleci și din apartament, că vin cu vreo 3-4 magrebeni și n-am loc la mine în cămin. N-am mai vorbit, pur și simplu. A, deci nu v-ați... Păi stai, ați fost împreună sau n-ați fost? Că ba, n-am mai vorbit. Am fost împreună, dar țineți că nu stăteam împreună și l-am dat pur și simplu, nu ne-am mai văzut și n-am mai vorbit. Ai văzut că... Da. Auzi, Drăcea, dar acum uitându-te în spate, cine crezi dintre voi că a avut mai mulți parteneri sexuali pe lângă? Ea sau tu? Păi ori egalitate, ori câștigat ea. E și greu să ai mai mult de unul în viață. Cred că nu, nu-mi dau seama. Cred că ea. Crezi că ea, nu? Cred că ea, da. Nu, nu era niciun sen, nu aveam un sentiment ciudat când o lua unul și s-o returna și... Păi chiar asta că... zic mă, că eu nu vedeam, nu știam cine, adică noi nu vorbeam chestia asta, știam că ne dăm voie să facem bă. Asta, dar nu. Dar îți făcea, preferai să știi sau să nu știi despre ce ai... Nu, îmi zicea, adică bă, weekendul ăsta nu ne vedem, că zis, mă văd cu cineva și... Dar îți mai dădea și alte detalii, gen, e un nu. Băiat care așa, cum ți se pare băiatul ăsta? Nu, nu, nu ne arătam după, nu niciodată. Aha. Dar nu te-ai întâlnit cu vreunul să zică, bă, uite, mă văd cu băiatul ăsta care nu știu ce și ce crezi, era unul de la stand-up. Era... Nu mă, băie, și noi am stat așa, dacă era Frânculescu, nici nu o credeam. Gen, asta zic, sau dacă ți-o lua vreun trepăr și după aia îți făcea. Nu erau, mă, trepăr pe vremea mea. Trepăr? Era un trepăr. Maxim ți-o furau ăștia de la Ozon. Eu cu Laurențiu Duță sunt în șoguri, nu știu multă lume. Bă, ce părere aveți, mă? Credeți că stătea Drăcea așa? Cred că e fals. Eu zic așa. Eu cred că e fals. Verdictul nostru este că este falsă, Bogdan. Din nou pe fals se merge în seara asta, observ. Mult pe fals. Bă, de verânta în ziua trebuie să fim toți sinceri, adică nu așa cu minciuni cu astea. Bine, ok, deci verdict final fals, da? Da. Cum e, domnul Drăcea? E fals, zici. Vorba lui ăsta mea și aș fi plâns în pat așa în altă mă gând. Ce-o face acum, de ce nu răspunde? Dar era tare, știi? Iertare să zici, hai mă, să avem o relație deschisă și făceai și tu o dată cu una și pe aia tot zicea, băi, deci mâine am așa, deci, voi mâine. Pe zi luna februarie. Mi-au zis programare. Da, să zic că am loc pentru tine în martie 2025. Să zic. Am provocat o bătaie dintr-o minciună. Cred că asta e în viitor. Stai-ți mă, Costi, că nu mai duci, mă. Dani, te rog mai mult context, că nu... Acum cât timp? Prin școala generală. Aveam un coleg turc care nu se suporta cu unul, pe care strigam noi strâmbu. Dar de ce striga strâmbu? Că aveam maxilar așa într-o parte. Și noi, acum e la Glovo, e bine. Și... și... La un dat, nu știu, mi s-a părut mie amuzant că aia se certau între ei și am ieșit și am zis strâmbu, că bă, că a zis turcul că își bagă p***, nu ce, sau a bătai oamenii. Și eu am făcut o glumă. Și turcul nu zisese se de fapt. Ai băgat tu strâmbe, bă. Am făcut eu ca o Caterinca. Ce manevră urâtă. Poșta mănâncă c***a. În ce clasă ai zis că erai? Școala generală, nu știu, 5-8, habar n-am, nu mai știu. Cred că a 6-a. Că printre a 7-a m-am mai potorit. Eram cu strâmbu între a 7-a. Trecuse în partea cealaltă. Ok. Hai, tot să ai mere. Ce să mai zic? Da. Ce să mai întrebați și eu zic că e adevărat. Eu zic că e fals, dar mergem. De ce? De ce? Nu știu, mă uit la el. Are niște gesturi până acum ciudate. A fost invers. Așa n-a fost. Păi tocmai că acum încearcă e prea rău. Bă, frate, nici să uita în ochii noștri când să fie fals. Bine. Nu știu, eu cred că e fals. Ai... Fals? Că e adevărat, pardon. Că e adevărat. Nu, e adevărat, e cu strâmbul, cu astea, maxilarul. E o chestie foarte specifică pe care dacă o inventa chiar așa pe moment cu strâmbul, cu turcul. Doar două nume care trebuie să-ți vină. Și zici școala generală, i-am brigat pe aia, eu nu te-aș fi permis, eu nu am. Bă. Deci tu zici că e fals. Bă, facem pe aia dacă zici, dar merg pe una lor, că nu vreau să... Nu, eu zic că e adevărat. Pare destul de adevărat, n-am de ce să mint. Vrei să facem și noi între noi un pariu? Ok, facem, hai. Eu pentru că eu chiar cred că e fals. Du-te mă de aici. Serios? Puteți să puneți un paiu între voi. Hai, pe un băț. Hai mă. Ce 50 de lei, 10 milioane, cât vrei. Păi ceva, pe bani. Lași tu. Hai mă, hai să dăm răspuns. Hai mă, puneți sau nu puneți paiu? Păi trecu pe sub masă. Hai mă să punem paiu. Hai să punem. Dar nu masă asta, că e prea mică. Haide că eu vreau să văd. Păi trecu pe sub masă asta. Bă, du-te mă de aici. Pe burtă.
Nu mai pun niciun pariu. Bine, haideți să zicem adevărat, dar eu aș crede că e verdict. Deci verdict final adevărat? Adevărat. Da. Verdict final adevărat. Cum e, tata? Să moară familia mea cine nu mai juca vreodată cu ăștia doi. Efectiv, bă, nimic nu mi-a ieșit azi. E adevărat, da. Pe ce ai văzut masă? Bă, dar chiar așa, mă? Păi bă, era clar, nu. Strâmbul astea a fost... Nici nu puteam să mint să le zic alte nume, ca așa le ziceam. Dar nu mai. Ăsta nu este oricum. Dar nu cred că mai vii tu. Nu mai. Shelly, hai să nu mai băgăm pe drăcea zminastica. Stai cu minte că episodul trecut tu plecase. Da, m-am calificat acolo la ultima. A, da, e bine este că da, rămâne. Zgomotul mașinii de spălat mă liniștește. A, ce penibil ești, s-ar putea să fie adevărat. Pe ce program pui mașini? Pe orice program, doar să se audă așa. N-ai unul favorit? Percuție, îmi place la mașina de spălat. Dai să speli noaptea sau ce faci? Ca să adormi sau? Mai dau înainte să adorm, da. Asta zic, tu ca să adormi sau când ai nervii dai drumul la mașina de spălat? Nu mă, de fiecare dată. Când eram mic și auzeam mașina de spălat, mă liniștea sunetul ăla, stătea lângă ea. Păi și tu cum dormi lângă mașina de spălat? Nu dorm, mă, zic așa că se aude. O auzi, mă, oriunde în casă ești, se aude. E mic apartament. Stai în garsonieră, ce stai? Nu, mă, am apartament, dar se mai aude așa de departe, se aude așa. Când erai mic, te punea maică-ta, ai, nu mai plânge, drăcea, uite, dăm drumul la mașina de spălat. Ha, îți ia mama o sticlă de calgon să vezi ce te Și speli ceva sau doar îi dai drumul așa să meargă? Adică nu, ești atât de șmecher? Bag și, dar nu, mă, pur și simplu, așa, gen, sunet un genera, nu pornesc ca zi, mamă, ce spumea mea să bag niște colorate. Așa că nu o fac. Mai auzi pe la vecin și mă cer cu vecin, mă cer cu mama la telefon, mamă, ce spumea albe, direct șosete. E că-i dau eu de-aia, mă, de sintetice, 3 ore băgam. Nu, mă, da, când era mic, adevărat, mi se părea mișto sunetul de la mașina de spălat, cum face așa în continuu și acum, mi se pare liniștitor. Când te-ai liniștit ultima dată? Înainte să vin aici. Înainte să vin, mă, liniștitor, nu mai putem. Te-ai răcorit, a? Ia uite-l, albi m-a curat. Nu o fac intenționat, dar așa, acum am crescut, îți dai seama, și eu, băia mare. Știi, mă, să speli la mașina de spălat? Da. Ia, dă-mi așa, fă-mi așa un program. Ce rufei și câte? 2 kg de albe, ia ce le dai? Le bă la albe. Și ce pui? Ah. Detergent alb. Nu mai adevărat, pun din ăsta pentru albe și dau, depinde de ce ai de spălat, 30-40 de grade. Coloratele ce le faci? Le pui colorat? Separate, n-am treabă. Nu, le pun de la normal, ori de colorate, ori de negre. Ce mai albe, negre, din... colorate? Eu bag, ce vine la mână, intră tot. Tu bagi colorat cu alb, cu negru, cu tot? Până să stau cu gagica mea, nu aveam haine albe, le-am aruncat pe toate că nu aveam cum să le spăl. Eu cum am mutat, am mutat să spăl, că altfel. Numai negre și colorate. Cum vi se pare povestea asta, dragă echipă? Mi să nu fie iar penibil. E adevărat. Că îi puneam lui sora mea sunete de ploaie, să doarmă. Păi da, mă, dar sunete de ploaie. Păi ei asemănă... Păi pierde apă mașina mea. Vinte, mă, bă, ascultați-mă că să... Ziceți, bă, eu merg cu voi, dar eu nu dar cred că e adevărat. Dar mi-e frică, rog, o să fie adevărat. Dar nu, nu e adevărat. N-are 100%. Zici tu? Mergeți pe mine. Pe ce, pe adevărat? Da. Eu zic fals, totul e mâinile tale. Eu zic fals, totul e mâinile fals. Tale. Mă, ți-ars original. Vrei, mă, să mergem cu el? Nu, nu mai vreau, asta? Nu mai vreau. Ba, da. Să moară mama, nu. Mergem pe voi. S-a jurat, mergem gata, pe voi. Gata, s-a jurat. Deci mergeți pe fals, da? Da. Verdict final fals, cum e trecea? Trebuia să mergeți pe rama, vrei să vii? Nu cred! Mi se pare, gen, de când eram mic, mi se părea, dar nu e o chestie ciudată, mă duc să ascult. Mi s-a părut mereu un sunet foarte liniștitor, așa. Bă, într-adevăr, o poveste. Asta am primit, cu asta am lucrat, n-am ce să fac. Pe ce ai primit, că e adevărat? Asta, eu nu i-am zis nimic lui Ioniță, dar am zis la un podcast și de-aia ai pus-o, nu? Nu mi-ai scris, o să zic la... Acum să mor tu. A, nu mai ții minte, ești nebun. Nu am mai citit o carte de 10 ani. Cred că-s 15. La cum vorbești, pare că niciodată n-ai citit o carte. Care a fost ultima carte citită? Una care se numește Extraterestri Antici. Aia nu era un documentar pe istorie. E și carte. Și de ce te-ai oprit din citit? Aveam super multe fete înainte și cum am apucat citesc n-am mai avut și am zis că nu mai. Și acum se vede un... Da, acum iau tău. Care e cartea ta preferată? Extraterestri Antici. Câte cărți ai citit toată viața? Extraterestri. Păi câte volume la extraterestri? Nu, câte cărți, nu știu, cred că am citit vreo, hai să zici, 20 maxim. Păi și 20 de cărți și în 10 ani de zile nimic? Nu mai, m-am lăsat. Nimic. M-am apucat de golăneală de pe emisiune. De... Poți să întreb dacă e trick question, în sensul că ai trecut pe audiobook-uri de acum 10 ani? Nu. Steamă, drăce, acum 10 ani erai în liceu? Sau mă înșel, sunt acum 20 de ani în liceu. De ce, ce s-a întâmplat? Ce ai pățit în viața cu 10 ani? Da, era, cred că încă eram în liceu sau terminam. 17 ani. Dar nu dădusei bacul. Nu cred.
Păi ce, voi ați citit cărțile pentru BAC? Bă, de fapt nu. Nu le-am citit, nu. Păi s-a rezumat, nebunule. Eu nici rezumatul l-am citit, eu am citit doar ăla. Și cine se de la psihotrop? Te învață psihotrop să-i facă. Îți zice psihotrop tot. Da. Dar de ce, ce era în cartea aia cu ecuația? Și-a luat și poziția de intelectual dacă îl văzut. Un pic Vadim azi. Ce era ce? Ce era în cartea aia cu extraterestrii antici? Despre ce e vorba? Vorba despre legătura extraterestrilor cu piramide, cu tot felul de chestii. Cred că e mai bine de 15 ani, de 10 ani. Aia cu ultima carte. Da, 10 ani eu cred că vrea să se laude. Eu acum vreau să pare intelectual ca citit-o acum 10 ani. Ultima carte citită întâia noapte de Gorenaga. Nu, ăla, știi ultima care ți-a zis? Multe, multe, zi una nouă, multe. Citi multe de tot. E fals, n-are ce să... Domnul Ioniță? Și eu zic că e falsă. Domnul Costi? Acum crezi că-ți dai acum, un plan. Acum mi-a dat mindfuck. Tu ce zici, mă, gâlă? Bă, nu, nu ziceți că ne-au ăștia încărcătorul. E falsă. Tu ce credeai? E că e adevărată. Verdict final fals. Da, fals, da. Cum este Drăcea? E fals. Felicitări, echipă, ați... M-a panicat Ioniță când a zis. E falsă. Dacă nu poți să adormi, iau în gură un cârnăcior de bere și adormi instant. Un ce? Un cârnăcior de bere. Ce e aia? Cârnăciorii amici. Așa se numesc de bere, că merg cu berea, da. Nu? Da. Și mănânci sau doar îți iei așa? Îi amintește de unchiul lui. Cum ai descoperit că cu cărăciorul de bere? Am tot timpul, am lângă pat, am tot felul de cărnăciori. Știu, dar cum ai descoperit că... Mi-am dat seama că dacă nu pot să adorm, dacă mănânc ceva așa cum ar fi un cărnăcior de bere, să nu fie nici prea mult, nici prea puțin, adorm, mă ia somn imediat. Ai și berea ei? Nu, nu. Nu, că o dăm în petrecere. După aia chiar nu te mai culci. Bere după cărnăția, chiar nu mă mai culc. Ai și alte alimente care poți să înlocuiești? Am tot felul de cârnăcior, mai aș de uscați. Ți s-a întâmplat să fii pe undeva prin turneu sau ceva și să n-ai cârnăcior de bere la tine? Să nu poți să dormi? Bă, sincer, plec tot timpul cu de cârnăcior la mine. Da, trebuia să ți termine, îți mai cere și nu, iau mereu unul. Câteodată, dar nu se întâmplă mereu. Doar așa, chiar nu pot să dorm. Poți fani că n-ai zis că mănânc cu cârnăcior, ai zis că iau în gură un cârnăcior. Așa e exprimarea, dar mănânc cu cârnăcior. Da, deci nu-l ții în gură, nu-l ții în gură așa. Ai pățit vreodată să adormi cu el mestecând, așa știi? Nu știu ce un pic. Aștept să se dizolve, îl ții sub limbo. Ca o mentosană. Dacă nu mai aveți întrebări, puteți să dați verdictul, să știți. Păi și nu te speli pe dinți înainte să te culci? Ba da. Cu cârnăcior. După ce mai ridic să aia, nu. După mănânci cârnăciorul și da, te culci. Și nu mai ridic să mă spun. Păi după aia trebuie să mănânc, după aia mă spun da. Pe dinți tot așa. Să ții dentastic de la mine. Ce spuneți? Băi, eu zic fals. Da, și eu. Nu știu. Verdict final fals? Ce? Wow, i-am salvat viața lui Pavel Bartoș. Cum i-ai salvat viața? Păi întreabă-mă. Care, da, mă, care a fost contextul? Ia. Eram la filmări. La studio acolo, la Pro TV, la Kentauros. Pentru ce filmări? Eu filmam la Săriți, el nu știu ce filmă acolo. Și cum i-ai salvat viața? Bă, la un moment dat, noi stăteam în stradă la Caterinca la țigări. Și când a venit autobuzul ăla cu oameni care vin acolo să aplaude, dăduse talpă rău de tot și ăsta n-a văzut Pavel Bartoș, stătea și el pe Caterinca și s-a băgat așa foarte în față și l-am tras. Dar a trecut gen super repede pe lângă el, n-a avut nicio treabă ăla. Deci practic autobuzul dădea peste el. Da, ar fi dat peste el, la modul cel mai serios. Plătit să aplaude, ce reacție tare ai fi avut, că ai făcut. Bă, nu, da. Așa, gen, ce am ai făcut? Ridica oia. Bă, nu, dar gluma cu ăla, n-a avut niciun fel de jenă, ești nebun, a trecut. Zic, dacă dădeau peste el cu mașina, aplaudau. Bă, dacă tot am venit. A fost un om să-mi bam. Bă, nu, fără mișto, dar a trecut ăla de men. Nu știu de ce lucrează omul acolo, n-a avut nicio jenă față de nimeni. Așa s-a dus. Nu s-a luat nimeni de el? Cred că șoferul era de la... Nu, m-a trecut, s-a dus, i-a lăsat acolo, noi a rămas toți așa aici, nu ne venea să crede. Cred că șoferul era de la Antena 1, mă, șoferul. Nu știu, așa intră. Ce? Șoferul era de la Antena 1. Era să fac acoperire la... Să vezi ce le închid, Revelionul, băga mei. Uite-l pe ăla, prezis. Ce mai prezis, bă, tu? Raluco, vezi că e singur anul ăsta. Și după aia ți-a mulțumit sau a zis? Dar unde stăteați, mă, la țigare? Ia, bă, mâna de pe mine, că i-a zis. Ați făcut centura acolo pe autostradă? Nu, mă, înăuntru, în parcare aia. Ieșirile alea sunt în parcare și drumul ăla pe unde vin. Sunt studiourile alea mari, dar asta unde venea autobuzul ăla cu viteză așa... Că e doar un magnet să te iau în ușă. Și eu m-am mai dat cu cerere sub acolo. Că dacă prinzi liber, știi cum e față de trafic, îți convine. Când se întâmplă în vară, asta? Când am filmat noi. Dacă era iarnă, nu sunt ce îi sfumeze mai încolo. Fuma un ușă acolo, ghibuiți așa. Dar fumează parcă. Dar nu e mai nimic acolo, tu ce ai impresia? Gen, sunt ușile alea și e direct stradă după aia. Ai atât atât. Da, mă, știu, dar mă gândesc că stai și tu mai aproape acolo, dar nu că ce treceau la așa de perete, la așa distanță treceau la cu autobuzul cu 480. Mai o stai aici noi vara fără țigări. Dar poate mint, mă. Sau
După ce l-ai tras, care a fost reacția? Bă, a rămas șocat așa, gen, nu mi-a zis de mersi sau de asta, dar am fost toți la modul să îl înjurăm pe ăla. Nu ți-a făcut mersi. Bă, eu cred că s-a întâmplat, dar n-a fost chiar așa de deep, știi? Dar nici n-a povestit-o, bă, ca fiind foarte deep. Da, da, da. Nu știu, i-am salvat viața cu Pavel. Că venea cu 400 la oră. Fix era el ochi de șoim și trăgea el Pavel. Bă, chiar chestia, dacă nu te uiți, poate vinești cu 30 la oră, dacă nu te uiți pe unde mergi. Nu știu unde, un autobuz, nu știu, la uzi, lui, că nu... Poate au băgat hibride de-astea electrice. Lasă-l, mă, deci cum vi se pare povestea cu viața lui Pavel Bartos și salvată? Mie mi se pare plauzibil. Da, nu știu. Iar mă, iar zi fals aici. Stai un puțin, și care a fost reacția? Deci tu l-ai tras pe cine? Erai tu, el și mai cine? Eram mulți afară, eram toți. Toți fumătorii. Sună-i, mă! Ca idee, nu-ți imagina că am sărit după el ca în filme sau de-astea. Gen, era așa, lângă mine și am tras așa. Da, mă, e, nu mi se pare așa, adică mi se pare, se poate întâmpla. Bă, dar nu zic că nu se poate întâmpla, da? Poate nu-l lovea, dar venea aproape de el, eu știu, habar n-am. Nu ți-ai zis nimic, băi, mulțumesc, Drăcea. Nu, mă, că a fost șocul ăla mare, am fost tot. Și nici după șoc, dar nici după șoc, Pavel Bartos. Dar greșim aici, că mai pe mâna lui, nu ți-a zis nimic, niciun merci beaucoup, niciun. Nu mi-a zis merci, gen, pentru asta, dar noi înțelegem așa, adică n-am tot văzut pe la filmări. N-a fost o relație altfel. Ce faci, Drăcea? Îți dau o cafea? Nu s-a supărat la Rose când i-a zis acolo. Verdict final, deci voi vă gândiți să mergeți pe adevărat Gamimitsu? Totul este în mâinile tale, Costi. Ce decizi? Eu nu mi se pare atât de real, dar dacă voi ziceți adevărat, ce mai adevărat? Verdict final adevărat? Ia zi, mă, Mitsu. Haide, mă, adevărat. Verdict final adevărat? Ha. Cum e Drăcea? E fals. Bă! Da, nu, mai, dar tu adu-vă gust. Nu mai ne putem să plecăm acasă, mă, mergem acasă. Păi, dar eu, frate, intră în autobuz pe lângă mine vreodată cu mine să mâncați aici, frate. Bine. Am lucrat o zi la videochat pentru că mi-a fost rușine să refuz din prima. Ok, și ți-ai băgat ceva în gău. Mamă, dar te-ai dus direct, hai că îmi dau cap corners. Dă-i și tu doi token înainte să mă întreb. Da, pune-l un lubrifiant înainte. Deja ai băgat. Vreau răspunsuri rapide. Nu. Care era numele tău? Dar n-am, user. Stai, mă, asta că n-am ce voie să... Erai în spatele camerei. Ești în echipă, nu te băgat, nu mă întrebi. Eu am lucrat... Serios? Fără mișto, da. Că nu încurci, că nu știi ce să răspundă la minciuna asta și atunci... Zic, deci eu am de ăla English Certificate morții lui, dar eu pot să predau engleză la grădiniță. Și la fetele astea a lucrat o zi fără mișto. La fetele astea, la grădiniță. Fără lupii mea, te aștept luni. How are you doing? Tata, e prost rău ăsta. E de la, the foreigner. Așa. Și așa, le-a ajutat pe fetele alea. Așa, engleză pe video chat. Da, o zi. Deci n-ai fost să stai în pat, să faci căprioara, libelula. Nu faci căprioara. Video chat nu sunt doar video chat. Sunt și alte posturi. Mai e și HR-ul. Sex, cum zicea... Ce firmă de video chat mai știi? Tu erai sexter? Adică? Sexter's Laboratory. Laboratorul lui Sexter. Da. Cum? Nu știu că ce tu le scrii la clienți. Fii tu le scrii, ce p***o are aceea. Tu vrei să le înveți dar engleză. Dar nu faci asta. Da. Îți dai seama într-o oră sau în câteva minute, n-am nicio șansă. Și după aia... Dar nu trebuia să le învăț cu timpul corect sau așa. Trebuia să le învăț cuvinte sau cum să se exprime. Da. Zici 5 cuvinte care le-ai învățat sau propoziții. Nu neapărat. How are you, money come me? I Fred. Come on you, you money come me. Le mai învățau astea cu send, the ball. Send, send, okay. Diferențe. My da? Friend is the ball, cum era aia? The ball. Where's the ball, where find the ball. Ball. Find the ball. Here's the ball. The balls. Where is the balls? Le-ai învățat, I don't do anal? Nu, mă, din astea da, basic. Da, le fac așa. De toate, oricum. Da. Și unde, în ce cartier era asta? Era în București? Da, cred că era undeva în Berceni. În Berceni? Da, și era Berceni, o vilă sau era la apartament? Era într-un apartament. Și câte costă să faci o afacere de genul? Păi n-am luat niciun ban. Câte era? De... Eu mă simt ca la Imperiul da, Leilor, în curând ăștia investesc da, da, da. Era un singur apartament? Da. Tot o scoate, era da, deci... un apartament foarte mare, așa. Cumva părea că nu era pe tot etajul, dar era mare. Adică okay, avea mai multe camere. Și erau mai multe dormitoare dar nu erau, cred că erau 3 maxim. Erau okay. Mișto fetele? Era o firmă mică. Erau okay. Fete? Era ok. Eu doar cu două am făcut. Doar cu două ai făcut sex. Da. Ok. Asta am zis. O, da, au oferte la videochat, adică... Nu doar știu. Cu două? Nu, dar vineri, nu știu, pentru toată familia. Dar cine happy te-a angajat? Hour. Cum te-au găsit ăștia? Pe mail? Te-ai dus tu să te angajezi la ei, se prădea era, engleză? Era înainte să lucrez la Orin și mi-am depus CV-ul și aveam ăla cu engleză acolo a, și m-au stat și am zis că nu. Dar a zis, vino, mă, să vezi hai cum e, că poate e ok. Și am mers o zi. Și așa le zice și la fete. Da. Și de atunci lucrez acolo. A, că hai că trebuie să...
Crezi că ai stat o oră mai mult? Bine, Mariana, I'm one on one cu Mariana. Ai securi ca americanii. Ai sugar de acum, din Danemarca. Și cum le chema pe alea două, de le-ai învățat? Nu mai știu. Nu da, mai știu. Băi, eu sunt gata de un verdict. Nu cred, într-o oră nu cred că am prins. Nu am prins nimic. Mai mult mi-au explicat ele ce ar vrea să vorbim și n-am. Înseamnă că era o casă de asta de videochat de săraci, dacă doar o oră te-a putut să-ți dea bani să-i înveți. Păi n-am luat niciun ban asta. Ah, ok. Și totuși, cum a început lecția de engleză? Adică... Asta zic hello, că... Hello, I'm your teacher. Aveai manuale? Hello! Pare că minți, bună întrebare, aveți manuale? Nu, ăla nu mi-a cerut nici diplomă, nici atât. Păi, da, unde la section nu e cu manuale? Automat. Suntem gata de un verdict. N-am făcut aproape nimic. Mai mult mi-au zis ele ce ar trebui să învețe și ce ar trebui să le explic eu cum se vorbește corect. Da, mă. Deci ți-au predat ele ție. Și eu, da. Și ți-a scris vruna mai târziu. Da, adevărat. E adevărat. Dar nu mă, că n-aveam niciun contact. Nu mă, chiar a predat. E adevărat, drăcea. E adevărat. Unde mi-ai predat engleză în afară, în locuri ciudate? Atât. Nu, adevărat. Gata. Deci gata, mergeți pe adevărat direct? Da, adevărat, da. Dracea, ei susțin că povestea ta e adevărată, ăsta e verdictul lor final. Cum e, mă, de fapt? E adevărat că am certificat așa, dar nu, n-am. Bă, hai să vedem pe tine, Dracea, ce poveste ai acolo, cu ce te era cu coșa acolo. Am vândut țigări în școala generală. Adevărat? Ca ghemoasă, Bogdan de la Prăștia. Adevărat, fratele, mă să murdă când vin, dă-te adevărat. De unde luai țigările, domnul Bogdan? Mi le-a luat Varmea. Care stă în Spania. Nu, mi le-a luat Varmea. De unde ți le-a luat? De la magazin. Păi și de ce mai ai dat la magazin și vinde în școală? Ce tip de clienți aveai la? Ia uite-l. Colegi, am dat la colegi. Păi nu colegi, colegi, mai mari, mai mici. Clasa 8-a. A 8-a? Nu, a 7-a. Aia cumpărau de la 7-a. Nu, eu am luat de la vara mea, care n-avea nicio treabă cu școala, vara mea e mai mare. Lasă-mă, tu le vindeai, dar la cine? Cam cui? La colegii mei, intra 7-a. Mai mari sau mai mici? De clasă, cu mine. Deci în clasă la tine. Uh-huh. Erai retras. Și de ce nu-și cumpărau ei? Sau care era combinația ta? Ce câștigai? Erau niște țigări de alea de foi mai șmechere. Și am dat și eu. Da, poate țigări 20, țigara 5 lei. Țigara 5 lei. Țigara 5 lei. Era de foi. Stai, Drăcea, că tu ai o vârstă până la urmă. 5 lei pe vremea aia era aproape un pachet. Bă, în primul rând, du-te în p***a mea. Asta odată. Și în al doilea rând, da, într-adevăr, era mai ieftin pachetul. În mezozoic. Sau și te-ai lăsat? Eu de țigări? Da, de vândut. A, de vândut, da, m-am potolit. Da. Zi-mă, și aveai client cu 5 lei o țigară din foi? Da, mă, la coși, dar am avut un pachet, cât te crezi că am vândut? Ah, tu vindeai țigări, te-ai dat, ai vrut să fii gangster acum. Da, mă, am făcut banii, după aia m-am băgat în cripto, altele. Da. Ești bine acum. Sunt bine pe cripto acum. 5 lei pachetul. Și eu vreau. Mamă, verdict așa rapid. Da, da. 5 lei pachetul. Nu ești convingător. De la asta cu 5 lei v-ați luat că e vrăjeagă? Da, 5 lei țigara. Dar nu 5 lei. Adică tu n-ai fi dat niciodată. Niciodată. Ai vândut un pachet. Pe ce business care merge bine? Cum? Ce crezi? Păi bine, la 5 lei țigara, ce business? Eu vedeam pe târzi dacă era. Băgam ca lumea. Și eu am vândut țigări, frate, în liceu. Mamă, ce pute amici. Ce ai zis, o dai mai încolo? Bă, în general, ești la 0 amici înainte. Păi ce vindeai tu la 5 lei acolo dacă țigări se dădea la un leu la apă? E autoscanego, dar aia bă, de fumează OG Isbuc, dar aia vindeam. Eu am vândut țigări, erau frate. Erau toți amici. Cam acum cât timp a vândut el? Are cât are? 39, 40, cât are? Cât aveai, mă, la Revoluție? Că erai stegar în primul rând. Nu mă născuse. Caterinca, nu mă, nu mă, minte. Deci, verdict final, mergeți pe capitanul vostru, e vrăjeagă, da? Răspunsul lor este că povestea ta e o minciună împuțită, dar care este adevărul? E adevărată. Na! Ai vândut un pachet, mă? Un pachet de la mici de țigări de foi le dădeam cu 5 de la lei bucata. De la mici. Nu, de la deau 10, din cutiuță de aia de tablă. Și tu vindeai 5 de țigara. Mamă, și cum de mai ești aici, că am găsit cu Bezos, cu băieții. Păi nu mă, că am făcut asta odată, n-ai zis că din asta trăiam, sunteți nebun. Stai mă, dar unde ai fost, mă, la liceu tu, mă, unde a fost? La școală, nu la liceu. Băi, nene, el vindea țigara la mine la liceu să dădea capace cu ghiuveta și dădea și fetele. Păi, ești de la Giurgiu, bă. Ok. Dar mă, tu de unde ești, mă? Din Severin, dar în București am făcut asta. Ai făcut general la București? Da. A 7-a. Jumate din ea, da. Am distrus o grădină în vestul țării. Bro, da, bă. A distrus o grădină în vestul țării. Acum voi puneți în ce oraș? În Timișoara. Timișoara. În Timișoara? Păi da. Și tu ești bine, olimpic pe geografie. Bă, unde intră vântul în țară? În Timișoara. E estul. Vestul, păi vezi de la vânt, vezi. Da, mă. Păi așa i-au pus, că de la vezi vine vântul. O să crede toată lumea că gamerii sunt proști. Chiar sunt. Și l-am și repetat. Ai bag, mă? La Giurgiu când traversez să despre Bulgari. 25 de lei. Ce grădină era? O grădină de aia mică în fața blocului. Avea o babă.
gărduleț, așa și făcut să s-a uitat urul pe tine și ai zis să vezi ce-ți fac. Am vomitat, am vomitat de la unul în grădina ei. Și ai distrus-o. De la etajul. Te-ai dus acolo, de la etajul aveai unu... spectacol, concert, drumeție, ce aveai? Am fost la Varta. La Varta, nu? Da. La aceiași care îți băga și țigări. Fără niciun caterincă, da. Varta aia cu țigările? Hmm? Varta cu țigările, nu? Da. Te-ai dus să iei țigări, practic. Da, m-am dus, eram cu Duba și ai să vomit un pic la ea în casă. De ce ai menționat că în vestul țării? De ce era de important? Așa scrie pe ăsta. A distrus, ăsta e textul, a distrus o grădină în vestul țării. Că în București nu mai m-am potolit. Și ai vorbit cu bătrânica după aia? Nu, niciodată. Deloc. Nu. Și singura distrugere de fapt din grădină a fost o vomitătură acolo, practic. Da, dar era o daia mică și o băuse mult. Mm-hmm. Deci era pe centru, așa. Era bine, în mijloc grădinii am dat-o. Se fac astea, da. Da, dar în Timișoara. Dar în Timișoara. Mai peste 2-3 zile, mi-a zis că nu mai crezi la femei, ceapa. Nu, ți-mi minte, eram, adică eram conștient, am văzut că avea niște floricele, n-avea legume sau de astea. Era o grădină de aia. Porumb, truscot. Nu, nu. Și le-ai distrus. Dar ce-ai vomit avere? Bă, nu le-am distrus să stau să mă uit la ele ce au pățit. Le-am distrus că am dat pe ele. Câți ani aveai? Cred că aveam vreo 16 ani. Ești moldovean? Bă, nu știu, mă, de la etajul 1 ai zis? Mă, am început să mă înțepe doar că m-am gândit așa. Dar Varta asta... Da, așa. E bună? Că vreau să mă mut în Timișoara și căutam să mă... Întrebați, mă, ce fac? Da, mă, da, stai puțin. S-o dăm puțin pe fizică, frate. Dacă el vomita de la etajul 1, da? Așa. Grădina lui femeia bă, era chiar așa jos acolo, păi la nu, mă, geam. Păi nu, mă, a făcut grădină mică, cioada păi de aia la faci, mă, vomiți în față, vomiți în jos. E ai de la păi după. Da, mă, era un gard de la mic în față, așa, n-avea toată grădina aia și făcuse da, așa, mă, așa dar la grădină, la și am cât ai vomitat? Mult sau... N-am dat, dar de ce ai dat pe geam și nu bucătărie, baie? Era ocupat la baie. Era ocupat la baie. Și da. Mai ții minte așa ce băusei? Aproximativ? Whisky. Whisky mult. La 16 ani. Stins? Nu. No. Cu cola. Dar de acolo au scos melodia după, de bătin. Da, da. Deci calculați așa, o grădină mică, ieri de la 1, velocitatea vomităturii, ce credeți? Cum vă dă vouă așa? N-avea niciun motiv pentru care să vomit de afară. Unde stă verișoara ta Timișoara? Nu știu, cartierul sau cum se numește. N-ai mai fost de mult la ea. Stă aproape de gara, la vreo 10 minute. A, ce să zici? Nu, fără... Că nu știu un oraș, nici gara, că ce-o fi, o fi. Trebuie să ai pe gara, orice da. Trebuie să ai pe gara. Harneala aia cu vestul țării, să zici vestul țării, de ce era de importanță și că ai vomitat la Timișoara, nu știu. Păi da, dar uite, când a zis vezi, deja l-a scos pe unul de coate. Da, mă, a fost insecție. Păi stai, mai vomitat în Iași, că nu mai înțeleg. Până la urmă. Haide, mă, verdict final. Vrăjeală, mă, hai, ne asumăm. Vă ce ziceți? Vrăjeală? Verdict final, vrăjeală? Nu părea mândru la început, dar fie. Zine, drăcea. E adevărat. Bun, bravo. Ce-am zis, mă? I-am distrus! Am bătut un băiat într-un club din București. Ma. De ce? În ce club, în primul rând? De Culture House. De ce? Deci a venit un la mine care vrea să bezi Mountain Dew. Eu l-am așa, zi. Deci eram în Culture House de Revelion. Acum și stăteam la... Nu, acum mulți ani, nu știu, cred că eram prin liceu sau ceva. Deci și... 90. Da, în 84. După ce am murit dinozauri, am făcut și noi Revelion. Și stăteam mai mulți la o masă și la un moment dat a venit acolo un băiat care era foarte beat și stătea pe anturaj cu noi. Cum îl cheamă? De unde puneam să știu, era un om random. Cum te cheamă, că vreau să te bat? Da. Era... Stai, nume, te rog, drăcea, îmi pare bine. Așa. Și el inițial a stat cu minte pe la canapea pe acolo. Noi am crezut că e cu ceva de la masa de lângă, dar după aia a început să devină super agresiv, să încerce să bea din sticle de pe masă. De Mountain Dew. De Mountain Dew, bineînțeles că asta beam în Culture House. Și am vrut să-l prindem, să-l dăm afară, dar ne-a scăpat. Efectiv, ne-am dus să luăm și s-a băgat prin mulțime, l-am pierdut. S-a băgat printre uluși pe acolo, pe la cultură. Știi cum alunecă ca peștii, l-am prins, s-a zis, noi îl prindeam sărea în sus, chiar îl prindea aia sărea în sus. Era tot, tot. Era Adama Traore, mă, uleios, nebun, era uns cu ulei. Așa. Dădusem cu el pe el, cu Mountain Dew. Așa. După care s-a întors. După ce v-a scăpat. Ne-a scăpat, a venit și una dintre fete care era în grupul nostru acolo, i-a pus mâna pe țâțe. Pe aia cum o cheamă? Alexandra. Chiar așa a prins-o? Uite că i-a prins mâna pe țâțe. Da, dar pentru că era T-Rex băiatul ăsta de la și a făcut așa. Și era așa, el nu ajungea la... Dar stai mă, cum așa, a venit la ea? Hey. A venit pur și simplu random din mulțime, i-a făcut așa. Ai a făcut pe la spate sau cum? Nu, fata a dansat și a venit și a făcut așa. Așa. Și noi am sărit să-l prindem și noroc că au mai venit unii din spate și l-au prins, că au crezut că e cu noi. Și am zis că nu e cu noi, am întrebat dacă e cu ei, ei au zis că nu, așa că eu l-am luat de o mână așa la spate, un tovarăș în altă spate și în timp ce îl duceam pe scări, că eram pumni în stomac și în coaste,
Și l-am scăpat pe scările din Culture House, de unde l-a luat bodyguardul. Dar stai-mă un pic, dar de ce au venit alți băieți? Pentru că omul apare făcuse scandal și la altă masă și ei au crezut că e cu noi, că a plecat dinspre masa noastră cumva. Bă, nu prea te văd pe tine așa, nu te văd. Erai beat? Nici eu nu prea te... Erai beat? Trecuse de miezul nopții, era euforic. Îți plăcea de fata aia, de Alexandra? N-ai mă tu treabă. E așa de gest, nu-i frumos. Dar de ce l-ați bătut? Pe cum ai crezut ce l-am bătut? I-a băut de pe mese, le-a apucat-o pe doamna de tine. Ce era să zică? Felicitări băiatul, cum ai făcut? Păi nu, dar aparent dacă le dea afară, rezolvă civiliza că la Suceava, nu, adică nu dai să nu înțeleg. A, voi să zicem, te rugăm frumos să ieși, dar nu se face așa. Nu, nu, dar ai zis că în timp ce le dați afară, deci scopul era atins, îl și băteați. Ei, alea au fost extra. De ce ai smac doi pe bune, mă, ce aveți? Calificat. Deci nu i-ai dat, a dat amândoi. A dat și ăla. Ăla l-a scăpat la un moment dat, dar eu nu. Iar l-a scăpat, mă, dar ce era atât de alunecos, mă, cața gurată de tot scapă așa de... Ea de vreo 4 ori m-a scăpat. Nu că era zodia pești, tot făcea așa. Transpira că dansa și omul era și dansator de stat de break de păi și zi-mă, i-ai dat pumne așa în continuu? Deci eu îl țineam așa și era plecat și cu asta îl țineam și cu dreapta e căram așa. Știi care e faza cu povestea asta? Că poate să fie foarte simplu, da, așa, sau nu, doar l-am ținut și au dat alții și așa mi se pare. Și povestea se vede că nu mai e povești. E adevărat, mă, l-ai bătut. Tu nu ești pe așa, ești agresiv? Nu, nu, de asta te miri. De aceea, numărul 1 pe stand-up și pe NV-uri. Zii, mă, ce ziceți? Că nu mai am ce să-l întreb. Adică nu e... Zic o să tu, că tu te pișezuc la oameni, tu știi, nu știu. Bă, nu știu, părerea mea este că este adevărată, dar dacă voi doi credeți că e fals, să merg pe mâna voastră. Păi nu, că e... Eu-s 50-50, da? Da. Adică chiar nu pot înseamnă că pare că se duce verdictul că e adevărat. E verdict final adevărat? Adevărat? Bă, mi se pare foarte așa să-i dai. Băi, asumați-vă, ziceți ceva. Am zis mai adevărat. Deci verdict final adevărat, da? Dacă ai idee, dacă a greșit, Barcelona pierde titlul anul ăsta. Doar așa, ca idee. E adevărat. Gândă, mă! Bine, bravo! Mai mult pentru Barcelona s-a bucurat, nu că... Da, da, da. Exact. Mergem mai departe la domnul Drăcea. Pot să simt când intră o fantomă în cameră. Stai, în primul rând, crezi în fantome? Dar ce, voi nu credeți în fantome? Nu. Eu nu cred în fantome, spre exemplu. Nu? Tu crezi în fantome? Da. Nici tu? Ce simți? Păi așa, ca una e rece. Da. Nu știu ce să zic. Da? Și când ai simțit ultima fantomă? Bă, de mult. De mult timp, dar simt așa mereu, nu știu. Și păi neapărat... nu zic eu fantomă. Poate s-a deschis geamul. Nu, mă, nu simți un aer la modul. Simți așa în interior. Te ia așa... Da, am așa. Nu ți-a întâmplat când trece unul prin spate tău la un dat să ai așa niște tremurici? Frisoane? Păi de la cumva, frig, da. De la curent. Ce se întâmplă, nu, mă, doctor? Bă, uite, una dintre povești ar fi când eram la Severin, în apartament, în blocul bunică mea. La un moment dat am intrat într-un apartament de acolo care era de vânzare de foarte mult timp și am aflat, cât am stat acolo, m-am simțit așa super aiurea, se simțea ceva super dubios și am aflat ulterior că o femeie acolo s-a sinucis. N-am mai avut așa creepy. Acolo? Da, mi se simțea că e cineva acolo, constant. Da, ai văzut vreodată o fantomă? Așa, nu. Cu ochii? Nu. Dar fenomene spate, paranormale? Hă? Fenomene paranormale? Nu. Doar simți tu că e puțin rece. Se pare că simt așa. De ce te joci? E al meu. Bă, ce s-a răcit aici? Cred că au venit fantomele, mă. Hai, frate, eu vă zic acum, dacă credeți bine, dacă nu. Și câți ani aveai? Bă, nu plecasem. Ba da, de fapt, cred că aveam vreo 11 ani. 10-11 ani. Sau 20. Mm-hmm. 10-11. Știți de ce cred eu că e adevărată? Că voi doi jucați de atât de mult timp încât nu mai știți ce tactici să faceți. Așa crezi și... tu, când joci de mult timp, știi ce tactici. Eu zic că o dați așa, gen... El vrea acum să creadă toată lumea că e falsă, dar de fapt e adevărată, știi ce zic? De asemenea, când joci de foarte mult timp cum joacă ei, rămâi uneori și fără povești adevărate. Eu nu spun că e falsă. Dar uneori, pentru că ai dat multe, multe povești, nu mai știi ce să dai la un moment dat, da? Eu nu zic nimic. Da, dar asta nu mi se pare atât de surprinzătoare, știi? Că simți fantome? Să fi fost folosită la început. Că simți fantome, nu se pare surprinzător? După ce a făcut 45 de episoade de-abia, cum a zicea? La ce povești eu nu, personal nu. Băi, eu zic că e falsă. Costi, cred că părerea ta aici e cea mai importantă. Da, stai. Când a zis fals, a făcut un zâmbet așa mai ciudat. Stai să încerc să... Dar vezi că n-ai voie să te uiți la mine. Și când ai zis, zis că e adevărată, la fel a făcut. La fel. Da. Sunt nebun! Fantome! Ia uite că-i trăgă! Justin, tu zici că e falsă, David, tu zici că e adevărată, tot tu e în mâinile tale. Da, și merg cu 100% falsă. Verdict final fals? Fals. Bă, e fals. Fals. A, bine. Bine, da? Bine, da, da. Am rămas gol pe scenă. Gol, gen gol? Gol. Cum ai reușit? Am avut o dată un spectacol la o piscină. Doar o dată?
odată. După aia m-au dat afară, mai zic. Bă, acum cred că 2 ani, nu e veche. Acum o săptămână, gen. Au avut un spectacol la piscină. Acum 2 ani aveai spectacol, era pandemie. Eram, bă, nu nebunule, vezi că am avut, stai cu mine. Te-am încercat un pic. Să vedem dacă te pierzi. Da, mă, acum 2 ani. Așa. La piscină, spectacol de stand-up. Da. Cum ai rămas gol? După spectacol, așa. Am rămas noi la piscină, care am făcut stand-up. A venit Andreea, s-a pișat în piscină. S-a pișat Andreea, dar dacă era rece apa, a dat Andreea un pic și am intrat și noi să facem apă termală, frate. Apă micelară, ce bea el. Așa. Și după am rămas să beau acolo și ne-am aruncat pe scenă la mișto. Noi eram în costum de baie și Cârge mi-a făcut o glumă foarte cinstită. În sensul că a venit și mi-a tras să... Dat, da. Cu tot chiloți. Și nu, deci, mai erau oameni acolo sau erați doar voi singuri? Nu mai erau oameni. Păi ai spus că ai rămas gol la un spectacol. Ai zis că ai rămas gol pe scenă. La un spectacol. Ai rămas gol pe scenă. Pe scenă unde făcuserăm stand-up mai devreme. Deci era o piscină cu scenă. Da, nu, era un salon din ăla mare și aici era scenă. Erau niște palezi de improvizat. Și ulterior s-a golit, adică au plecat. În afară de tine și Cârje, cine mai era? Mai era, mai mulți. Dă niște nume, că mai mulți ești. A fost cu Cârje, cu Dobrotă, a fost cu Mocanu atunci. Dușman, numai prieten, dai? Dușman, nu dai? Păi cu ăștia am fost la spectacol, n-am și după ați rămas gen la after party, cum ar veni. Da, after party-ul nostru, că nu mai era și aproape nimeni. Bă? Tot. Nu știu ce să zic. Tu ce zici, Andreas? Bă, pare un răspuns plauzibil, adică se pun între prieteni așa, mai faci o glumă, îți mai dai pantalonii jos. Minte, nimeni nu știe exact. Faceți voi glume de-astea între voi, așa că eu n-am făcut niciodată așa glume, nu știu, n-am dat astea. N-am dat astea. De prieteni normale, adică... Mi-a plăcut referința. Rod Bihar face asta, Zapi? Nu. Cred că am discutat înainte de filmări. Zis tu de ce? În ce oraș era București? Spectacolul ăsta? În București? Da. Zi. Pe acolo, pe la parcul ăla de lângă Bambu, sunt niște piscine din alea. Nu știu cum îi zice la parcul ăla. Studențesc? Așa, da. Piscine? Studențesc? Stand-up? Da. Nu cred că consumai aia stand-up acolo. Înseamnă că minți. Bă, nu știu. E pare... Nu știu ce crezi, mă. Se pot face? Eu cred că e fals. De ce? Ești fals? Așa cred eu. Intuiție. Deci motive n-am, dar consider că... Cam vagi detaliile, Andreas. Puteți să dați verdict. Nu știu, tu ce zici, mă? Și timpul, și locul, vagi. De enumerat și ai enumerat tovară și de stand-up, îți dai seama că... Care-s prietenii tăi? Același răspuns. Eu zic fals. Hai, mă, mergem pe fals. Fals, da. Verdict final fals? Da. Drăcea, ăștia susțin că povestea ta este o minciună împuțită, dar spune-ne tu, care este adevărul? E fals. Bă, nu pot să spun fals. Am fost la o masă unde eram cel mai sărac. Da. Vedeți că e pe luaș 4, deci nu-s chiar atât de rupt. Ca idee. Eu n-am fost, știu, dar n-am fost. Dacă s-a ajuns acum, 6? 7. 7? Da. Deci stai, cum adică ai fost la o masă? Unde eram cel mai sărac de acolo. La ce masă? La o masă de asta, la un restaurant. Rotundă. Păi dar n-am pățit toți asta. Și erai cel mai sărac de la masa, uh-huh. Oameni, gen... Dar cine era? Ai înțeles? Cine era acolo? Ina. Deliric. Corina. Corina Bud. Uh-huh. O doamnă bogată, dar nu știu cine la bogată. Se vedea pe ea. Și încă cineva bogat, nene. Povestea este că a fost la o masă și era cel mai sărac de acolo. Detaliile pe care ne le-a spus el nu ne interesează. Înțelegi ce zic? Adevărat, că povestea am fost la masă și eram cel mai sărac de acolo, decât dacă ești Bill Gates poate să fie... Păi aia e, da, adică toți am fost în situația asta. Toată lumea. E o situație foarte comună, ci nu e o poveste foarte... E imposibil, wow. Adică e adevărat o stără asta, dar are cum să fie fals. Ai trebuit vreodată asta? Da, frate. Da? De multe ori ești nebun, non-stop. Mă, cu cine stai, frate? Deci e adevărat, n-are cum, n-are... Unde erai? La ce restaurant? Prin Dorobanți. Și ce ați mâncat? Caracatiță. Am mâncat vite, am mâncat... Eu am mâncat, doar mâncat eu am mâncat caracatiță. Că n-a mâncat nimeni altcineva. Dar ți-au bătit ei? Da, bătit mi-au dat ei. Și se uitau la mine ca un sărac când nu mâncasem niciodată. Și mă întrebau, cum îți place? Îți mergeau și ce mă spune? Ia tot, săran. Asta nu era și la mine, că e și povestea mea asta. Bă, zic că e adevărat, n-are cum să fie falsă, adică n-are cum. Bă, da, după detalii... Păi pare detalii, falsă, pare păi detaliile sunt și... false, dar povestea, ce a citit el, e adevărat, n-are cum să fie falsă. Eu n-am voie să zic, nu? Adică am tot nu, ce am zis ori falsă. Bă, nu știu, vă zic la asta, din punctul meu de vedere de prezentator, povestea pare plauzibilă,
se întâmplă des, poveste comună, voi decideți dacă e adevărat sau falsă. Și eu prima dată când am ajuns la București, am ajuns la un dragă de sus și am mâncat cu băieții, am zis, bă, ce scobitor și mecheri au ăștia să moară băieții. Mergi și urechi, n-ai trebuit. Eu am mâncat alea, cum zice, chestiile alea de mare, fructe de mare, de le decojești, știi? Le-am mâncat cu totul. Și zice Lucian, vezi că, zic, nu, la noi în Harghita se mănâncă tot cu asta. Trei dinți nu mai aveam, efectiv. A, da, aia aparat. A luat scoica aia că pusem. Am luat-o, zic, la mea așa te mănâncă, frate. Nu scoica, erau din aia, creveți am luat, da. Creveți, am sunat gura în tot restaurant. Erau de aia, decorticați, de aveau de aia. Nedecorticați, da, și se uită Lucian cu mâna mie. Și eu mâncam super relaxat. Nu îi decojezi, nu, nu, așa e mâncăm. Ok, verdict final, povestea e destul de simplă pentru cât a stat pe cât ea. A fost nota? 10. Nota 10 pentru tine, băiatul meu. Deci n-are cum să fie fals. Deci n-are cum, e imposibil. Bine, mă, hai să zicem așa atunci. Nu, e adevărat că aș încerca să-i scoată acum, e adevărat, sigur. Da? E adevărat. E adevărat, povestea merge tot spre adevărat, da? Răspuns final adevărat, e adevărat, da? Am acasă sute de poze cu bunica unui prieten. Plauzibil. Pune jos. Dar le ai în scop recreativ sau? Nu. În scop sexual? Nu. Dar în ce scop? Păi în ce scop le ai? Cumva m-a crescut și pe mine. De ce ai crescut sute? Bunica? Unde le ai? A, unde? Acasă. Păi... Într-un album, pe mă-ți dubiez. Și ce album de 100 de poze ai mâncat? Da, în cap. Ce mă, într-un de la țin cap lejer mai mult de 100 de poze. Cum te-ai crescut? Adică de ce? Rău după Cum o cheamă, da. Bro? Ioana. Ioana? Ți-ai zis că mai trește, nu? Da. Și unde, unde stă? Unde stă? În București. În București locuiești? Da. Da. Păi stai, că el nu-i din București. Dar nici el nu-i bunică. La ce vârstă te-ai mutat la București? Nu știu, câți ani ai în clasa a doua? 9 ani, cred că cam așa 8 ani. Păi stai, ea te-a crescut pe tine, ai tăi erau plecați? Da. În altă țară? Nu. Nu, dar munceau foarte mult și am stat mai mult cu ea. Și ai făcut poze multe cu ea? Ne-am făcut eu. Dacă ai venit, venit la 100 de poze. Avea are ea foarte multe poze. Și ți le-a dat ție pozele? I le țin eu cumva, adică le am eu, mi le-a dat mie. A, gen, ea avea pozele făcute și tu, da. Că dacă ai fost tu și le-ai printat. Bine, sunt și mult, nu, nu, sunt din alea vechi. Dar sunt poze din tinerețe sau sunt poze... Și din tinerețe și de când eram eu mic și cu prietenul ăsta, nu. Și prietenul ăsta, el are vreo poză cu ea? E, da, lui i-a lăsat sau doar ție? Nu, așa eu. S-au certat pe albumul ăla. Da, acum aveam dublură. Am o dublură cu bunică. Auzi, a, mea realitate mai tare. Tu ai acum mai la euforie, ca să dăm de asta la Bușteni. Mai ars care mai multă putere asta avea 20. 20 SPF poza asta. 20 SPF. Ziceți, mă, cum pare mega bullshit, îți dai seama, e super bullshit. Bă, a zis sute. Bă, și adică eu. Sute. Cumva e atât de, atât de cretină încât l-aș crede. Bă, e posibil. Pare de obsedat, adică... Bă, 100 de poze, dar în final îmi dă la cap câte două sau patru. Și bunică îți dă vreodată altă bunică și sunt câte mult te iubească. Dar ea ți le-a dat sau tu le-ai luat? Ea mi le-a dat. Pur și simplu așa, uite ea, da, cadou de despărțire. Da, dar mi-a dat de foarte mult timp, nu, nu, mi-a dat acum mult. Tot puneai câte una. Păi și cum a fost momentul când ți-a dat pozele? A venit și ai zis? Nu mai știu, mi-a dat mai multe chestii, nu mi-a dat doar pozele astea, mi-a dat mai multe, și un ceas mai vechi, mai mult. Dar nu știu cine dă poze unui... Eu n-aș da poze. E ca o fel de aer după pe vremea aia, știi? Bă, mi se pare reală, adică, nu știu. Bă, din nou, mi se pare așa, ca așa cretină, încât aș zice că e reală. Ionuț, cum o simți? Eu o simt mega bullshit. Ok. Mai vrei să-i convingi pe coechipierii tăi sau mergeți pe sistem de vot, 2 la 1 și povestea? Ar fi avut în stand-up ceva despre asta, adică nu, și n-are. De mult n-ai mai venit, eu nu. N-ai mai sunat. Gami, tu ești capitan, știu, eu am zis. Hai, mergem pe Real? Hai să mergem pe Real. Real. Băgăm, hai. Bag 10 milioane pe Real. Răspuns final pe povestea reală, Drăcea? Fals. Bine, bă, băiat, am ce dracu, bă, sute de poze. Nu sunt atât de dubios. Te-am bănuit și eu la început. Am cu bunica mi-o mie de poze. Știi că mi-am dat seama că e fals, când ai zis București, aia și pe mine m-a pierdut. Da, așa, și bă, aia, că e lui din București. Și acolo eram, zic, Dar, deoarece ce trebuie foarte multe cuvinte pe tot, cum nu o să înțelegeți absolut nimic din ce zic vreodată, nu ne înțelege nimic tot ăsta. Academia de Voging, la cea mai bun pețu, până un altă, v-am, pa, pa!